Dispoziția numărul 388 din 20 noiembrie 2015 privind convocarea ședinței ordinare în Consiliul Local a Comunei Mănăstirea Cașa pentru data de 26 noiembrie 2015 ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașa, având în vedere prevederile articolului 36 de 1 și 2 punct 4 litera C și D din legea nr. 215/2001, de baza articolului 63 alineatul 1 C și D din legea 215 prin administrația publică locală, republicată și actualizată, în temeiul articolului 68 din articolul 115 litera 1 legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată prin modificarea și completările ulterioare. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașa se convocă în ședință de lucru ordinară pentru joi 26 noiembrie 2015 ora 16 la de ședința primăriei, având ca proiect al ordinii următoare. Alegerea președintelui de ședință. Executat. Raport privind situația școlară a școlii din Mănăstirea Cașa, reprezentată de doamna director Dacă Ferice. Este aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Mănăstirea Cașa de sub Bacău pentru anul 2016-2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru 2016. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate pe raza UAT pentru anul 2016. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară și 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și identificarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectul lucrării de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului fosta mănăstire Cașin în vederea introducerii în circuitul turistic al Comunei Mănăstirea Cașin de Tubacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va urmări ducerea îndeplinire a prezentei dispoziții. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință, publicată prin afișierul, la afișierul de la primărie și va fi comunicată instituției prefectului al județului Bacău. Dăm până supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține și am? Deci nu am. Atunci trecem la punctul 2, direct. De punctul ăsta la avut. Raportul când... Și dau cuvântul care a plecat. Doamne, doamne, aveți multe cuvinte la raport. Da. Raport privind starea lăsământului și pentru că până acum nu mai venit să fac un asemenea raport, am făcut așa o analiză a tuturor anilor de când suntem direct. Bine, problemele sunt multiple. Eu am încercat să prind din toate ariile, în schimb, dumneavoastră, după ce veți audia acest material, dacă veți considera că trebuie să mai completez cu ceva, fie, să zic, voi răspunde la întrebări dacă sunt în măsură, dacă nu, voi veni într-o altă ședință cu o completare. Subsemnată Dacă Fericia, director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mănăstirea Cașin, școală cu personalitate juridică, având ca structuri Școala Gimnazială nr. 2, Mănăstirea Cașin, grădinița cu program normal nr. 1, grădinița cu program normal nr. 2, prezint următorul raport privind starea învățământului. De la numirea în funcția de director, 1.9.2010, am desfășurat activitatea conform fișei postului. În proiectarea activităților, am avut în vedere diagnoza, analiza de nevoi, contextul situațional în care urma să se desfășoare activitatea școlii, am avut în vedere asigurarea și eficientizarea resurselor solicitate prin programele operaționale, construcția planurilor operaționale, optimizarea procesului instructiv educativ, activitatea de perfecționare, coordonare și consiliere managerială, realizarea unui climat socioafectiv în școală. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pentru perioada
2011, 31.08.2015 și reprezintă analiza obiectivelor majore ale procesului instructiv educativ și anume curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, dezvoltare și relații comunitare, dar și a obiectivelor specifice și anume pentru fiecare în parte dintre obiectivele majore voi discuta despre proiectare, organizare, conducere operațională, control-evaluare, motivare, implicare, participare, formare, dezvoltare profesională, formarea grupurilor, dezvoltarea echipelor, negocierea și rezolvarea conflictelor. Deci, primul obiectiv major este curriculum. Voi face o paranteză să explic ceea ce înseamnă curriculum. Este un cuvânt folosit nu prea de multă vreme în învățământ. Deci, curriculum se referă la conținutul învățământului. În sens larg, curriculum este un concept integrator, abordat într-o viziune globală și valorifică interdependențele dintre obiective, conținuturi, metode de predare învățare, strategii de evaluare. Și anume, în legătură cu proiectarea, la capitolul curriculum, am elaborat proiectul de curriculum al școlii și a schemei orare prin aplicarea curriculumului național, a planurilor cadru în vigoare. Nu știu, mă simt obligată să mai fac niște paranteze, pentru că unii dintre dumneavoastră poate nu ați pătruns așa în toată terminologia asta de la școală. Deci, trebuie să știți că noi ne desfășurăm activitatea după un plan cadru, care este la nivel de țară. Și, în funcție de acest plan cadru, noi ne adaptăm oralul nostru în funcție de acest plan cadru și de condițiile noastre de aici. Am realizat corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și al celui teritorial cu obiectivele specifice unității școlare. Am elaborat proiectul activităților extracurriculare și al concursurilor școlare. Extracurricular se referă la activitățile pe care le desfășurăm în afara orelor de curs. La capitolul organizare, am procurat toate documentele curriculare oficiale și anume planul cadru, programe școlare, manuale pe diferite discipline. Am asigurat baza logistică pentru activitățile extracurriculare și concursurile școlare. Am asigurat aplicarea conținuturilor planului de învățământ, ale programelor școlare, ale metodelor și procedeilor de evaluare, precum și planificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru, și anume planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare. Planificările, proiectele didactice, portofoliile de evaluare, acestea sunt niște documente pe care le au cadre didactice. Și după acestea își desfășoară activitatea pe parcursul unui an școlar. S-au utilizat programe de opțional, suportul de curs, materiale auxiliare realizate de învățători și profesori. S-a realizat orarul unității școlare care a fost funcționat din prima zi de școală. Am monitorizat continuu oferta educațională a școlii, desfășurarea activităților extracurriculare, a concursurilor școlare, colaborarea foarte bună cu diverse instituții și organizații abilitate, și anume o colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Primăria, cu Biserica, cu diferite asociații, în derularea de programe și parteneriate cu Unitatea de Învățământ. Am asigurat evaluarea ofertei educaționale a școlii, desfășurarea activităților extracurriculare, a concursurilor școlare atât la nivelul școlii, cât și prin inspecțiile tematice ale Inspectoratului Școlar Județean. Am asigurat managementul curriculumului la decizia școlii, deci vis-a-vis de planul cadru, noi avem dreptul la nivel de școală să avem un curriculum la decizia școlii, în funcție de condițiile noastre și în funcție de doleanțele părinților. Și curriculumul de dezvoltare locală și implementarea curriculumului integrat, inter- și transdisciplinar. Aceste lucruri referindu-se la legăturile dintre obiecte. Am aplicat prevederile regulamentului privind actele de studii și documentele școlare în unitățile de învățământ din județul Bacău. Am monitorizat ședințele de consiliere și informare cu elevii și părinții despre admiterea în clasa a noua, evaluare la clasele a doua, a patra, a șasea. Am asigurat pregătirea elevilor prin ore suplimentare conform graficelor. Am organizat desfășurarea evaluării naționale la clasa a opta, admiterii licee și a examenelor de corigență. Am întocmit documentele și rapoartele tematice curente și speciale solicitate de Inspectoratul Școlar Județean, de Ministerul Educației și de autoritățile locale atunci când a fost cazul.
asigurat de asemenea arhivarea și păstrarea documentelor școlare. Am asigurat caracterul stimulativ prin aprobarea de discipline opționale solicitate de părinți și elevi, crearea de parteneriate educaționale interdisciplinare, diseminarea în mass media a rezultatelor obținute. Am fundamentat dezvoltările locale de curriculum pe experiența copiilor și pe specificul comunitar. Am încurajat și consemnat dezvoltările curriculare locale și propunerile pentru îmbunătățirea curriculumului național provenite de la cadrele didactice din școală. Cele trei cadre didactice debutante au fost consiliate prin întocmirea corectă a documentelor curriculare, asigurând consultări permanente în probleme de curriculum și evaluare pentru cadrele didactice. Am valorificat ofertele de formare internă și externă, atât pentru profesorii debutanți, cât și pentru cei care au de susținut inspecții curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice. Precizez aici că în această perioadă un număr de 18 cadre didactice au avut inspecții speciale pentru grade didactice. Am organizat echipele de catedră și pentru diferite proiecte. Am organizat comisiile de lucru pe probleme și repartizarea responsabilităților. Am încurajat o cultură organizațională care să stimuleze comunicarea deschisă. Am asigurat coerența între curriculumul național și dezvoltările regionale locale, precum și coordonarea între diferitele discipline, module și cadre didactice. De asemenea, am rezolvat conflictele de prioritate între reprezentanții diverselor discipline în interesul elevilor. Ca punct etar la capitolul curriculum, respectarea planului cadru, programe de curriculum la decizia școlii elaborate de cadre didactice ale școlii, existența unor scheme orare conform legislației în vigoare, pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională, olimpiade și concursuri școlare, material curricular, adică planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, drumătoare, softuri educaționale. Ca puncte slabe, ca pe oriunde sunt și puncte slabe, folosirea insuficientă a echipamentelor moderne, implicarea redusă a unor profesori în proiecte interne și internaționale, și oferta școlii nu poate să satisfacă nevoile tuturor elevilor. Opțiunile se fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei sau în funcție de încadrarea profesorilor titulari. De asemenea, un punct slab, fonduri insuficiente pentru recompensarea elevilor meritoși. Un alt obiectiv principal, resurse umane. Am elaborat proiectul de încadrare a resurselor umane, cadre didactice, personal didactic, auxiliar de didactic, respectând criteriile și procedurile legale referitoare la ocuparea posturilor și a catedrelor vacanți. Mai fac o precizare, toate aceste lucruri s-au reluat an de an. De fiecare dată la început de an s-au făcut aceste lucruri. La început de an s-au făcut aceste lucruri. Deci sunt lucruri care stau la baza activității noastre. Am respectat legislația privind constituirea claselor de elevi și preșcolari. Și astfel, în anul 2010-2011, la primar am avut 12 clase, la gimnazial 10, la preșcolar 6, în total 28 de clase. În anul școlar 2011-2012 am avut la primar 12 clase, 10 clase la gimnazial, 5 la preșcolar, 27 în total. 2012-2013, 12 clase la primar, 10 la gimnazial, 4 la preșcolar, 26 în total. 2013-2014, 11 la primar, 10 la gimnazial, 4 la preșcolar, 25 în total. 2014-2015, 11 la primar, 10 la gimnazial, 4 la preșcolar, 25 în total. Da, se observă într-adevăr că numărul claselor începe să scadă. Am asigurat asistența sanitară când a fost nevoie și am monitorizat respectarea normelor de protecție a muncii în unitate. Aici, la asistența sanitară, de câte ori au fost probleme, am luat legătura cu medicii din comună. Nu știu, odată era o legătură mai strânsă, adică legea îi obliga pe medici să vină să facă anumite controle la început de semestru, după o vacanță și așa mai departe. Actualmente stăm puțin în umbră, așa, nu știm exact cam cum ar trebui să fie
problema dacă medicii mai au obligația să vină în școală. De regulă se spune că școala trebuie să aibă medicul școlar. Având în vedere că noi nu avem medic școlar, rămâne să ne mai consultăm cu medicii din comună, pentru că, într-adevăr, avem de nevoie de asistență. Există un contract între școală și un medic primar? Era o obligat pe lege, nu exact contract. Eu, de câte ori am abordat problema, mi s-a spus că n-ar trebui făcute contra acos niște lucruri. Deocamdată rămâne să mai vedem, pentru că, într-adevăr, este nevoie de un medic pe care să-l avem. Și la casa de singure, da. Nu, am întrebat o doamnă. Vom rezolva probabil pentru asta. De ce spun de asistență sanitară? Pentru că noi de câte ori aveam examenele astea de evaluare națională, ni se impunea să avem și un medic care să ne asigure asistență. Eu vorbeam la dispensar, nu venea neapărat în comună, dar țineam legătura în cazul care aveam probleme. Am întocmit documentația și am obținut autorizații sanitare de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică pentru toate unitățile din comună, pentru că în momentul când am venit eu ca director, nu existau autorizații sanitare de funcționare. Am reușit să obțin autorizații pentru toate unitățile, excepție făcând grădinița numărul 3 de pe Runcă. Și ca urmare a acestui fapt, am ajuns la concluzia că este mai bine să transportăm copiii de acolo la școala numărul 2. Autorizația nu dădea de acolo pentru că nu erau niște condiții corespunzătoare. Oricum nu puteam să obținem acolo autorizație. Am asigurat încadrarea cu personal didactic calificat în proporție de peste 90%. Am realizat transferul elevilor conform legislației școlare. Am încheiat contractele de muncă pentru personalul didactic și nedidactic, nou angajat, precum și actele adiționale conform situațiilor ivite pe parcursul anilor. Am asigurat cadrul legal de angajare a personalului, și anume încheierea contractelor individuale de muncă și întocmirea fișelor de post și de salarizare. Am realizat evaluarea anuală a personalului didactic, auxiliar și nedidactic prin completarea fișelor de evaluare și prezentarea rapoartelor de autoevaluare. Am întocmit la timp documentele și rapoartele tematice curente și speciale cerute de inspectorat, de minister și de autorități locale. Am întocmit documentele legale privind managementul resurselor umane. Am asigurat efectuarea arhivării și păstrării documentelor oficiale privind personalul unității școlare. Am realizat încadrarea corectă pe posta cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Am asigurat întocmirea orarului și a programului școlii conform criteriilor științifice legale. Am asigurat repartizarea echitabilă și conformitate cu criteriile naționale stabilite prin lege a burselor medicale, sociale și de merit pentru elevii care au obținut rezultate bune la concursuri și pentru cei care au avut media anuală cel puțin 9,50. Precizez în anii care am avut fonduri pentru așa ceva. Actualmente nu mai avem fonduri pentru bursele școlare. Au fost destul de motivante pentru copii. Nu era o valoare foarte mare, dar copiii se bucurau de acei bani. Am asigurat cadrul instituțional pentru participarea angajaților la procesul decizional, și anume înființarea de catedre, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație. Am asigurat transparența elaborării și execuției bugetare prin aprobarea cheltuielilor în Consiliul de Administrație. Am realizat un sistem intern de comunicare rapid, eficient și transparent. Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice s-a desfășurat pe mai multe direcții, și anume perfecționarea cadrului catedrelor prin activități specifice, activități la care au participat toate cadrele didactice, perfecționarea prin masterate și cursuri universitare, 4 cadre didactice, perfecționarea prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic, Bacău, și alți formatori, 8 cadre didactice. S-au realizat inspecții curente și speciale pentru examenul de obținere a gradelor didactice, 18 cadre didactice. De asemenea, am eficientizat activitatea comisiilor de catedră, metodice și pe arii curriculare. Am susținut o cultură organizațională care să stimuleze comunicarea deschisă. Am organizat activități de loazir pentru personalul școlii, și anume 8 martie, ziua învățătorului, ieșiri la pensie, zile de naștere, unele dintre acestea fiind susținute financiar de Asociația Oameni pentru Viitor. Am rezolvat rapid, transparent și eficient conflictele cu sau între copii, între copii și profesori, între cadre didactice și nedidactice, părinți, etc.
Ca secretar, vis-a-vis de resursele umane, personal didactic calificat peste 90%, ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic 1 și 2 este de 70%, înscrierea la grade didactice și desfășurarea de preinspecții și inspecții curente finalizate cu calificativul foarte bine, relațiile interpersonale, profesor-elev, conducere subaltern, profesor-părinți, profesor-profesor, favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ. Există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice, precum și o bună coordonare a acestora. Existența unor cadre didactice care utilizează frecvent calculatorul în procesul instructiv educativ și personalul didactic auxiliar calificat. Ca puncte slabe vis-a-vis de resurse umane, management deficitar la nivelul unor responsabil de comisii, 40% din elevii clasei a 8-a, făcând așa o medie, au obținut rezultate slabe la evaluarea națională, slaba motivarea cadrelor didactice având în vedere lipsa unor stimulente materiale, număr de elevi în continuă scădere datorită migrației părinților în străinătate, situația materială precară a părinților multor elevi, adică peste 50%, are consecințe negative asupra interesului acestora față de școală. Lipsa unui psihopedagog titular în unitate. Problema asta cu psihopedagogul, mereu stăm și o discutăm noi cadrele didactice, având în vedere că sunt copii care vin din familii cu probleme, chiar și materiale, dar și alte probleme, cu părinții care poate nu le acordă interesul care ar trebui să-l acorde și acești copii au o deviație de comportament. Uneori, chiar dacă noi avem o pregătire psihopedagogică, dar uneori problemele ne depășesc și ar fi foarte bine să avem în școală un psihopedagog. Și acum, vis-a-vis de rezultatele elevilor, vă voi prezenta rezultatele obținute pe an, la sfârșitul anilor școlari. Și anume, în 2010-2011 au fost înscriși la începutul anului școlar 414 elevi, au rămas înscriși 405, au promovat 394, adică în procent de 97,3%. Au rămas repetenți 3, și aici când spun repetenți, mă refer la cei care au fost corigenți la sfârșitul anului școlar și nu au promovat examenele de corigență. Apoi, au abandonat 5 și au plecat în străinătate 3. Noi, pentru cei care au plecat în Italia, ei pleacă, nu primim de acolo, nu ni se cer de acolo niște documente, îi consemnăm cu situația neîncheiată la sfârșitul anului școlar, dar e firesc, în cazul în care se întorc, ei trebuie să reia anul școlar, sunt repetenți. 2011-2012, înscriși la începutul anului școlar 410, rămași înscriși 408, promovați 395, un procent de 96,8%, repetenți au fost 4, 6 cu abandon, 3 plecați. 2012-2013, 397 înscriși la începutul anului școlar, 394 rămași, 377 promovați, un procent de 95,6%, 6 repetenți, 7 abandon, 4 plecați. 2013-2014, 395 de elevi înscriși la începutul anului școlar, 387 rămași înscriși, 376 promovați, în procent de 97,8%, 1 repetent, 9 abandon, 2 plecați. 2014-2015, 391 elevi înscriși la începutul anului școlar, rămași înscriși 388, promovați 374, un procent de 96,4%, un repetent, 6 abandon, 7 plecați. Deci aceasta este situația pe fiecare an școlar în parte. Dacă e să facem o analiză, observăm că numărul elevilor scade din ce în ce. Procentul de promovabilitate rămâne cam în aceeași la același nivel. Numărul elevilor care abandonează cred că este din ce în ce mai mare și este îngrijorător acest lucru. Acești copii care abandonează
fac parte, într-adevăr, din familia acestea cu venituri foarte mici, cu probleme de familie, părinți despărțiți și așa mai departe. Și aici cred că un profesor psihopedagog și-ar aduce o contribuție însemnată să-i consilieze, dar cred că nu numai pe copii, cred că trebuie să-i consilieze și pe părinți. Și pentru că a venit vorba de acest lucru, doamna Mariana, care se ocupă cu aceste probleme, știe și a mai avut discuții pe anumiți copii, pe anumite familii. Încercăm să facem ce se poate. Rezultatele elevilor la evaluarea națională. În 2012, număr de elevi prezenți au fost 33. Eu am avut aici două analize. Prima dată am trecut notele peste 4, gândindu-mă că este ceva peste 4. După aceea zic, hai să fac peste 5, că poate dumneavoastră considerați că 5 fiind nota de trecere, deși la admitere, așa cum prevede legea, și cred că asta ne dezavantajează foarte mult vis-a-vis de interesul elevilor față de învățătură, copiii pot să intre la liceu indiferent ce medie au, ba chiar dacă sunt locuri libere, pot intra și în toamnă fără această evaluare. Nu ne ajută deloc acest lucru, pentru că altădată poate îi motivam în sensul învață, că ai nevoie să iei medie mare, să poți intra la liceu. Acum, doar copiii foarte buni care își dau interesul în mod deosebit pentru a intra la liceile și la profilurile pe care le doresc. Dar restul, care este foarte, foarte greu să-i motivezi. De fapt, se zice că aceasta este o motivație extrinsecă. Noi trebuie să plece de la ei dorința aceasta de a învăța, dar știți că este foarte greu pentru toți. Adică unii care vor să învețe în față și care sunt susținuți și de părinți și care sunt controlați și de părinți, restul, asta e. Ei, acum, eu am să vă prezint situația asta peste 5. În 2012, deci număr de elevi prezenți au fost 33 la evaluare, note la limba română peste 5 au fost 26, în procent de 78,8%, note la matematică peste 5 au fost 10, în procent de 30,3%, medii de admitere peste 5, 20, în procent de 60,6%. Absenți au fost 2 și am zis eu aici medii de admitere peste 8, să discutăm și despre acestea, pentru că practic ne mândrim cu aceste lucruri, că aici practic se vede și munca noastră, se vede și dincolo, dar se vede că s-a făcut totuși ceva. Medii de admitere peste 8 au fost 7, în procent de 21,2%. În 2013 am avut 46 de elevi prezenți. Note la limba română peste 5 au fost 40, în procent de 86,9%. Note la matematică peste 5 au fost 22 de note, cu un procent de 47,8%. Medii de admitere peste 5 au fost 25, în procent de 54,3%. Iar absenți au fost 3. Medii de admitere peste 5 au fost 25, în procent de 54,3%. 3 absenți și medii de admitere peste 8 au fost 8, în procent de 17,4%. Poftim? Crește ceva. Ei, să nu poftim asta, da? Că imediat. Da, asta a fost situația. Dar acum, ca să facem o paranteză, că suntem cu toți oameni și știți, când lucrăm cu un anumit material, chiar dacă sunt aceiași oameni care lucrează, contează foarte mult și materialul cu care lucrezi. În primul rând. Așa. Și de fiecare dată se mai numeresc. Avem și noi, ca și cadre didactice care lucrăm cu copii, avem toate niște serii despre care spunem, Doamne, sunt așa de bun și au atâta interes, și avem și câteodată niște serii care... Da, asta e. Sau clase cu copii.
copiii cu mult interes și clase cu care lucrezi mai greu. Deci asta este. Bine, asta nu înseamnă că scuz toată lumea care muncește. Dar să știți, contează foarte mult și lucrul acesta. Că e posibil și din partea persoanelor care muncesc, cadrelor didactice, ca și dumneavoastră de altfel. Într-o zi ai chef și muncești de rămâți, într-o zi poate nu poți chiar să muncești atât de mult. Deci mai există și aici o fluctuație că, na, totul este subiectiv. Dar, încă o dată precizez, contează foarte mult și materialul cu care lucrezi. În 2014, numărul de elevi prezenți au fost 40, note la limba română peste 5 au fost 20, procent de 50%. La matematică, note peste 5, 24, un procent de 60%. Medii de admitere peste 5 au fost 21, un procent de 52,5%. Am 2 absenți. Medii de admitere peste 8 au fost 3, un procent de 5%. În 2015 am avut 54 de elevi prezenți. Note la limba română peste 5 au fost 37, procent de 68,5%. Note la matematică peste 5, 29, procent de 53,7%. Medii de admitere peste 5 au fost 30, în procent de 55,6%. Am avut 3 absenți, iar medii de admitere peste 8 au fost 10, în procent de 18,5%. Acestea sunt rezultatele vis-a-vis de evaluarea națională. Așa, ca o părere generală și a colegilor, nu sunt niște rezultate care, într-adevăr, să te mulțumească. Dar v-am spus că se lucrează foarte greu și avem probleme cu copiii și dumneavoastră, poate, dacă vă uitați, că sunteți cetățenii ai comunei, vă uitați în stânga și în dreapta, vedeți familiile, anumite familii, vedeți cum își lasă copiii, vedeți că... Deci este foarte greu. Și în condițiile în care peste 50%, chiar mă uitam la sfârșitul cataloacelor, că noi ne uităm acolo și locul de muncă și așa, ce vorbesc de peste 50% sunt fără locuri de muncă, foarte mulți copii care sunt lăsați în grija bunicilor, chiar avem unul la clasă, bine, dar nu, nu mi-am propus să dau nominal aceste lucruri așa, dar este greu. Părinții sunt plecați, nu-i supraveghează, ba chiar și părinți care stau acasă și îi supraveghează mai puțin și nu le acordă atenția de care au nevoie. Și noi încercăm și facem ceea ce trebuie. Bine, se poate și mai mult. Firesc este, totdeauna am spus că se poate mai mult, dar avem și probleme. Un alt obiectiv principal, resurse financiare și materiale. Am elaborat proiectul de buget și proiectul de achiziție a unității școlare, am întocmit documentația pentru investiții și am identificat sursele de finanțare, am efectuat anual lucrări de igienizare în toate unitățile școlare de pe raza comunei și anume reparat, dăruit, vopsit, palusat. În cei 5 ani de când sunt director, s-au realizat următoarele lucrări. Și anume, la școala gimnazială numărul 1. Și aici, nu știu, nu că sunt lipsită de modestie sau... Dar eu când, în anul în care am venit și mi-am dorit, să zic așa, să fiu director, mi-am dorit pentru că mă uitam la școala numărul 1, care era într-o stare de degradare și, sincer, să fiu, mă uitam și mi-era rușine să mă uit la clădirea școlii. Și să precizez de ce. Deja urucile erau terminate, ploua pe pereți, pereții începuseră să se coșcovească. Deci asta era imaginea școlii. De atunci am încercat să fac niște lucruri, bineînțeles, nu singură, am avut o colaborare deosebită cu primăria și am înțeles că școala este o prioritate și trebuie să o facem să arate într-un anumit fel. Astfel, la școala gimnazială numărul 1, am reparat și gheapul lemn, primul rând, că atunci mi-am propus, dacă nu reușesc să văduiesc școala în vara respectivă și să repar și gheapurile, îmi dau demisia, pentru că nu mai e așa. Deci am reușit să repar și gheapurile, templit și vorbit pereții exterior, construit magazia de lemne, căpuși cu vată de sticlă și învelit cu tablă conductele exterioare ale centralei termice, dotarea sălilor de clasă cu videoproiectoare, lucrări de reparații pentru săl de clasă, holuri și cancelarie,
reparat balconul din față și placat cu gresie, turnat alei de acces în jurul școlii, reparat podețele, achiziționat mobilier pentru clasa pregătitoare, montat pompă pentru apă, înlocuit tablou electric, instalat indicatoare luminoase pentru evacuare, precum și alte lucrări și reparații curente. La școala numărul 2, gardul din fața școlii, am refăcut gardul din fața școlii și din spate, grup sanitar, iar în urma sesizărilor pe care le-am făcut cu privire la starea deteriorată a acoperișului, întrucât erau infiltrații de apă în tavan, domnul primar a contactat o firmă care a reabilitat școala în totalitate. A înlocuit acoperișul, a izolat și tergit pereți, a reparat pereți în interior, a înlocuit ușile, a înlocuit pachetul în sălile de clasă. La grădinița numărul 1, precizez că și aici, atât interiorul cât și exteriorul erau dezastruoase și am reabilitat clădirea în totalitate, schimbat acoperiș, izolat și tenguit pereții la exterior, tenguit și lovit pereții în interior, construit gardul din spate, iar anul acesta am reușit să dăm drumul și la centrala termică, pentru că sobele erau într-adevăr foarte rele, an de an încercam să mai cârpim câte ceva, dar am venit și am discutat la primărie, decât să dărâmăm sobele să le reconstruim, pentru că oricum erau foarte scumpe, mai bine o centrală și am reușit clădirea aceea să o facem cu oamenii noștri și să se cumpere centrală. Deja i-am dat drumul, am vorbit și pentru avizare, îmi va face o notă că îmi zice mai trebuie a venit să o vadă. Funcționează bine, nu? Funcționează bine, este cald, nu veniți oricum. Da, s-a schimbat. Nici nu se compară. Nici nu se compară acum. Așa, și în viitorul apropiat, domnul care se ocupă de avizare îmi va face o notă în care o să-mi spună ce mai trebuie pentru a fi și avizat. Vreau să precizez că s-a făcut o construcție acolo un pic mai mare decât central, pentru că domnul Vici a fost cu ideea de ce sunt ideea, avea nevoie și acolo de un grup sanitar și clădirea aceea a fost făcută mai mare, am făcut centrala, iar în perspectivă, probabil în vară, poate reușim să facem și un grup sanitar pentru copii de la grădiniță. Acum, grădinița numărul 3, care era pe lungă, într-o gospodărie, a fost desfințată și așa cum vă spuneam, copiii de acolo se transportează cu microbusul la școala numărul 2. Tot referitor la resursele financiare, am repartizat bugetul primit conform legii pe capitole și articole bugetare, am procurat fonduri extrabugetare și aici vreau să precizez că la cadrele didactice de la școala gimnazială, adică de la școala Mănăstirea Cașin, ne-am hotărât să înființăm o asociație, asociația poartă numele de Oameni pentru Viitor. În această asociație noi ne depunem cei 2% din impozitul pe profit și banii aceștia îi folosim fie pentru activitățile noastre de loazir, dar am vorbit cu cadrele didactice și chiar au fost de acord, pentru că noi ne-am cumpărat de la școală o stație de amplificare sunet și pentru a funcționa cum trebuie, noi am vrut să ne încadrăm în bugetul pe care l-aveam la școală, dar pentru a funcționa cum trebuie aveam nevoie și de un mixer și de niște cabluri și mai departe. Și colegii mei au fost de acord ca din banii adunați aici în asociația, în contul asociației Oameni pentru Viitor, să cumpărăm pentru școală acel mixer și niște cabluri care erau destul de necesare. Vreau să spun aici, în contul acesta, mai avem sume exorbitante. Vă imaginați că 2% din impozitul nostru pe profit nu este așa de mare, dar este o variantă de a folosi acești bani. Oricum, oricum nu beneficiam de banii aceștia. Apoi, am asigurat repartizarea obiectivelor de inventar conform planificării, am realizat execuția bugetară, planul de achiziții și dotare, am distribuit bursele atunci când le-am avut și celelalte forme de ajutor stabilite prin lege, am asigurat condițiile necesare privind iluminatul, încălzit. Am asigurat operațiunile de încheiere a exercițiului financiar, evaluarea realizării planului de achiziții, întocmirea documentelor și rapoartelor tematice curente și speciale cerute de inspectorat, de minister, de autoritățile centrale, întocmirea documentelor legale prin managementul financiar, activarea și păstrarea documentelor financiare oficiale. Am asigurat transparența elaborării și execuției bugetare prin discutarea în Consiliul Profesoral și aprobarea
în Consiliul de Administrație, am asigurat condiții de formări specifice și consultație pentru personalul financiar și administrativ, am creat condiții pentru dezvoltarea spiritului de echipă și pentru o bună colaborare între angajați, am negociat cele mai bune condiții financiare pentru execuția bugetară și pentru obținerea de fonduri extrabugetare. La capitolul dezvoltare și relații comunitare, am manifestat o preocupare permanentă pentru identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și a posibilităților de satisfacere în cadrul normativ existent și cu resursele disponibile, cât și pentru elaborarea planurilor, programelor de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor proprii și ale comunității. Au fost informate toate organizațiile interesate, beneficiare, în legătură cu activitatea unității școlare și programele naționale de reformă în curs. Am colaborat cu autoritățile locale alese, Consiliul Local și Primărul, în ceea ce privește repartizarea și utilizarea fondurilor pentru întreținerea, funcționarea și repararea unităților școlare. Am asigurat aplicarea programelor naționale de reformă, am stabilit legături cu autoritățile locale, agenții economici, biserica, asociații non-profit pentru creșterea adecvării ofertei educaționale a școlii la cererea concretă pentru realizarea proiectelor și programelor proprii în vederea creșterii importanței școlii ca focar de civilizație. Am stabilit legături formale cu organele de poliție, pompieri, în vederea intervenției atunci când era cazul, pentru siguranța elevilor, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile. Am întocmit documentele și rapoartele tematice curente și speciale. Am asigurat consultarea organizațiilor sindicale la procesul decizional și rezolvarea problemelor școlii. Am rezolvat rapid, transparent și eficient conflictele cu reprezentanții autorităților locale, instituții religioase și culturale și am negociat cele mai favoroase condiții de sprijin comunitate. Acestea sunt principalele obiective și acum am avut niște măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul școlar, cu orice raport se încheie și cu niște măsuri. Eu am trecut aici câteva măsuri, dar vreau să vedea să trebuie să mai trec, îmi spune și le trecem aici. Ca o principală măsură este creșterea nivelului de pregătire a elevilor, pentru că asta este activitatea noastră principală. Stabilirea unor planuri de pregătire suplimentare și de măsuri de remediere a rezultatelor pentru elevii de clasa 8-a, în vederea obținerii unor rezultate mai bune la evaluare, existența unei concordanțe între evaluarea internă și evaluarea externă, participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecționare și la cursuri de formare, crearea unei atmosfere de respect reciproc și de respect al muncii sub toate formele ei, crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin învățători, profesori, diriginți, găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului școlar, organizarea de acțiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor, realizarea de programe de pregătire specială cu elevii cu capacități deosebite și diseminarea acestor rezultate prin care lunare, organizarea de acțiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură și civilizația elevilor, atragerea de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, realizarea unei gestionări eficiente, nepreferențiale și pe baza criteriilor de prioritate a fondurilor provenite la bugetul local, ca și celor extrabugetare, implicarea în proiecte și parteneriate educaționale, participarea la proiecte organizate de primărie și al reprezentanți locali, colaborarea cu organele de ordine reprezentate de poliția, jandarmerie, în scopul prevenirii actelor de delincvență și violență fizică și verbală, instigare la violență. De asemenea, școala își propune să se apropie cât mai mult de părinții elevilor cu care vine în contact. Pentru îmbunătățirea activităților educative, se impune o colaborare mai eficientă cu familia, cu partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locală și cu toți factorii implicați direct sau indirect în educarea copiilor. De asemenea, creșterea siguranței și securității elevilor, personalului didactic și tuturor angajaților, precum și prevenirea unor acte de violență prin montarea unor camere de luat vedere la unitățile de învățământ, dar și prin consolidarea sau construirea împrejmuirilor. Asigurarea condițiilor igienice prin construirea de grupuri sanitare la grădiniță și la școala 1, crearea condițiilor pentru ca toți elevii să învețe dimineața. Acestea sunt câteva măsuri, acesta este raportul. Da, mulțumim, doamne. Mulțumim, cine s-a scris la cuvânt? Cine la materialul? M-au sentit la interviție și mie să dau telefon, că mi-am lăsat... Bine, deci până facem scris la cuvânt. Domnul Ginean, eu, următorul. Nimeni? Domnul Doamne. Mă gândeam. Nu, m-am trebuit, domnul, bucur trebuie. Da, am văzut, dar o să ne auzim. Să nu mă lasă. Da, să așteptăm.
pentru doamna, nu? Ca să audă... din partea părinților mai mult s-o ocupi de ei și din partea cadrelor didactice să-și dea seama că de multe ori știți cum procedează profesorii, să axează pe cei buni și cu aia, cu aia discută, cu aia întreabă și aia care știu că nu se pricep și nu învață, e cam dau deoparte, nu-i mai bagă în seamă. Și așa îmbat capul degeaba, că ăsta așa nu învață sau nu înțelege nimic. Mai sunt posibilități să recuperăm și din elevii ăștia, care putem să-i aducem și pe aia câștigât pe o axă medie, așa, știți? Într-adevăr, copiii, eu și eu am fost copil, mai ales în perioada de vară, când începea cu scăldatul și iarna cu Sania și într-adevăr și restul zilelor, toți am trecut prin copilărie și cunoaștem, într-adevăr, învățatul la un moment dat, dacă nu înveți tot timpul, zilnic și ai o carență într-un timp, îți vine din ce în ce mai greu și nu înțelegi mai departe. Nu e din recapitulare să înveți. La un moment dat, într-adevăr, îți vine greu și negliești, mă. Deci aici trebuie rezolvată problema profesorului, să facă să se ocupe mai mult de ăștia care nu învață, adică nu învață, nu se pricep, n-a înțeles, deci să-i aducă câștigât în rândul celorlalți. Eu, sincer să fiu, părerea mea pentru activitatea noastră și a colegiului, zic că este foarte, foarte bun. Cam atât am avut de zis, vă mulțumesc. Nu e nicio problemă. Puteți să spuneți orice, din critici învățăm, deci noi... Da. Da, domnul Mihu. Gata. Domnul Bălan. Domnule, eu am participat la toate legislaturile de ore de învățim în pace. Dar trebuie să vă spun, sincer vă spun, un asemenea material atât de amplu n-am înțeles niciodată. Foarte. Acum trebuie să înțelegi un lucru. Noi nu analizăm activitatea doamnei directoare. Deci s-a înțeles un pic greșit. Doamna a făcut un material amplu ca și cum ar fi fost ministri învățământului sau un control din ăsta, o brigadă națională care să justifice activitatea. Noi vreau să aflăm cu ce putem contribui noi la îmbunătățirea activității în școală. Asta era scopul ședinței noastre, nu altul.
Deci era clar, simplu, niciun fel de probleme. Niciun fel de greșeală, Doamne ferește, din contul. Ședința era să afund realitatea din școală, asta era scopul. Da, dar drept dovadă, domnule primar, în cei 5 ani de zile n-ați fost în stare să organizați o singură dată măcar o analiză a activității școlii. E pentru prima dată și asta datorită insistenței noastre. O dată și bine. La 5 ani, domnul, asta legea 215 pentru noastră probabil că nu există. Este o obligație care trebuie să faci anual. Sănătatea, învățământul sunt prioritare. Cu toate că învățământul a fost un fel de cenușărea sa parlamentarilor, la oamenilor politici, a guvernelor. Păi, dar de ce nu vreți să... Dacă mă întărătați, apoi... Vine să spun niciun fel de... Și asta ne-am propus de când? Eu am propus, chiar eu am propus, din august. Din august ați amânat în septembrie, din septembrie, în octombrie, din octombrie, pentru că v-am reamintit că nici luna trecută a spus o luna asta. Și încă ceva. Drept dovadă, ședința care îi faceți dumneavoastră țin atât de mult, pentru că sunt atât de multe materiale care ar trebui dezbătute pe la. Ori ca să facem acum tot cele 7 puncte care le aveți cu taxele și cu impozitele care durează eror, stăm până la 9:30, 10, când am putea face foarte bine, în două ședințe. Ai zis ca să nu mergi cu doamna director, dacă mai aveți ceva de Nu coordonați dumneavoastră, domnule. Ce mi-e împuneți, da, pomnul în gură sau ce? Stă doamna director. Păi așa e bun și dumneai, ce trebuie să se... Da, vă teamă cumva că voi la critică și la întrebări? Nu, atunci, lăsați mă să vorbesc, domnule primar. Nu sunteți deocamdată pe post de jandarm, ca și cum ai făcut cine știe ce e. Într-adevăr, din ceea ce a spus dumneavoastră, medicii înainte aveau obligația prin lege. Acum există o colaborare. Asta e clar. Nu mai este valabil legea în care prevedea că ei să vină să facă acel control. Pentru că, uite, la început, oameni școlar, pentru nu știu ce înscrie, ei vin, dacă sunt conștiincioși, care sunt mai bătrân, mai bine și mai fac. Care sunt, bă, nu mai interesează nimic. Mai ales că legătura asta este atât de prost înțeleasă între organele locale și sănătate și învățământ. Aici, în cazul învățământului, după cum a spus dumneavoastră, a fost o colaborare bună. Deci nu spun. Dar cu sănătatea este sub orice limită. Sub orice limită. Plouă indispensabil. Nu se ia niciun fel de măsură. Îmi pare rău că nu mai sunt bani pentru bursele școlare. Pentru că asta era un stimulent pentru ele. Și culmea că erau elevi din cei care nu proveneau din familii cu venituri bune, chiar cu venituri foarte modeste și care luptau pentru această bursă. Și care știa că dacă învață, va lua o bursă, cât de mică era, pentru că nu aveți impresia că erau niște burse școlare foarte mari. Dar aveau o contribuție la, chiar la rezultate mai bune în învățământ. Dumneavoastră a spus că sunt în jur de 50% sau peste 50% într-o situație precară a sărăciei. Eu cred că este mult mai mare. Este mult mai mare. Mult mai mare. Dacă facem o cercetare, să vedem câți din ei au părinții plecați și sunt încredințați unor oameni care n-au nicio treabă. Nu dau exemple, că n-are celor care ar trebui să dau, practic, câte 10 sau peste 100 de exemple. N-au niciun fel de treabă. Copiii sunt lăsați aici. De-aia nici nu putem să avem rezultate foarte bune. În primul rând, situația precară, dezinteresul părinților, dar cred că sistemul e divină. Ca să dai voie unui copil care ia unul la naționale să se înscrie la liceu, când el săracul, nici să scrie nu știe, nici să citească ca lumea nu știe. E o lege proastă făcută atunci. Desființarea școlilor profesionale a fost cea mai mare prostie. Acum s-au înființat și se înscriu, deci sunt care s-au înființat. Acum, dar faptul că a fost desființat înainte a fost cea mai mare gafă posibilă. Aveți dreptate cu lipsa unui psihopedagog, dar să zic că în mediul rural nu prea există ceva. Nu numai la noi, nu mai există, pentru că n-a fost un interes din partea tuturor miniștrilor care au fost la învățământ. Fiecare a venit cu o idee nouă, nici pe aceea nu s-o până la capăt, a lăsat totul baltă. Vreau să vă pun o întrebare, dar vă rog să răspundeți sincer. Da, da. De bine, dacă și răspund, dar vreau să vă
Da, dacă se poate răspunde, dacă nu. Se depinde, și de sinceritate. Da. Sunteți de acord sau credeți că ați putea, așa cum fac majoritatea comunelor din județ, să dați microbuzul pentru deplasarea sportivilor din comună a Asociației Sportive Bradu? Așa fac majoritatea comunelor din județ. Dacă vreți, veniți în oricare duminică când avem meci acasă și vreți să toate echipele vin cu microbuz de școlar. Domnul primar nu e de acord. Dar ei vin cu aprobare de la inspectoratul școlar. Deci inspectoratul școlar, ăsta este răspunsul lor. Suntem de acord, dar dacă organele locale sunt și ei de acord. Ăsta este răspunsul prin discuții verbală, nu prin cerere scrisă. Da, legal, legal. Da, legal. Da. Deci, lege spune că microbuz, adică sunt date exact condițiile în care se folosesc microbuzele. Deci, în lege nu specifică faptul că microbuzul școlar poate fi închiriat sau cu microbuzul școlar se poate deplasa echipa de fotbal sau echipa de ce sau doar dacă din echipa respectivă fac parte elevi, da, deci microbuzul poate fi folosit pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, pentru desfășurarea unor proiecte, dar cadre didactice și elevi. Eu, departe de mine de a spune nu dau microbuzul, pentru că nici nu pot să fac așa ceva. Deci, dacă legal am voie să fac lucrul ăsta, îl fac. Dacă echipa vine cu aprobare de la inspectorat și scrie acolo că microbuzul de la școala Mănăstirea Cașin poate fi dat și semnează așa, pentru că nu este nicio problemă. Dar v-a informat din primul ăsta că puteți da al doilea microbuz? Nu, nu m-a informat. Nu. Iar nu, deci nu știu așa ceva. Eu doar știu ce spune legea. Am citit acolo și n-am văzut pe nicăieri. Al doilea microbuz se află într-o situație specială. Doamna director, eu am vorbit cu cei care vin cu echipele din sport la noi. Așa. De exemplu, la ultima dată, ultimul meci la care nici eu nu m-ați luat toate meciuri și în deplasare nu mă pot duce. A zis, da, domnule, noi ne-am vorbit cu și cu inspectorul care, dar nu el a aprobat, s-a aprobat inspectoratul școlar. Iar răspunsul inspectoratul școlar, ăsta este. Ăsta este răspunsul. Suntem de acord cu condiția să fie de acord și organele locale, pentru al doilea microbuz. Deci eu sunt departe de lucrul acesta. Dar când inspectoratul se pune de acord cu organele locale, eu n-am niciun... Eu nu fac decât... De ce nu știu, asta nu ține de mine. Deci eu nu. Ce s-a dat în, la școală? De care la de la Sfântul. Deci, să spera... Eu, sincer, eu rămân încântat de materialul prezentat, foarte amplu, foarte vast. Nimeni nu cred că ar putea comenta ceva, dar s-a înțeles totul greșit. Noi nu analizăm activitatea directorului de școală. Noi analizăm situația învățământului la nivel de comună și cu ce poate veni în ajutor Consiliul Local și Primăria ca să meargă și mai bine. Asta este scopul. Cu ce putem ajuta? Din păcate, n-ați arătat ce lipsuri care noi am putea să intervenim. Trebuie gardurile făcute de așa manieră încât nu numai să fie artizanale, gardurile și împrejurile trebuie făcute de așa manieră încât să nu poată să pătrundă nimeni nici în școli. Așa asigurăm securitatea elevilor. Na, așa cum avem noi gardurile acum, de exemplu, chiar ăsta de la școala 1 este, nu e, poate fi numit gard, e, nu știu, e o bară pentru sport. E o bară pentru sport. Dar, cred, s-au investit, am făcut multe lucruri, s-au făcut multe lucruri la școala. Școala de Mănăstirea Cașin tot timpul a fost o școală fruntașă la nivel de județ. În toate timpurile, de când mă știu eu, fruntașă. Mă putem să spunem că a fost printre cele mai bune școli din județ, dar oricum n-a fost sub partea de la mijloc în jos.
Iar o surpriză mare pentru mine că ați obținut autorizație și pentru școala de aici. Eu trebuie să spun, da. Nici nu venea să cred. Probabil că a existat și o mică înțelegere între dumneavoastră și cei care... Înțelegere, bineînțeles că autorizațiile astea sanitare se dau foarte greu. Pe declarație pe proprie răspundere, faci declarația pe proprie răspundere, după aceea la o anumită perioadă îți vine în control și te controlează. Dacă ceva nu corespunde, îți ridică autorizația. Ei, bineînțeles că la noi, faptul că... Nu vă n-am dat la dacă ați terminat, o paranteză vreau să mai fac și eu. Da, spuneți. Dacă mai aveți, puteți să terminați dumneavoastră. Vă... Ca să nu rețin prea mult, o să mai facem niște discuții, pentru că eu am fost în situația grave amendă pentru autorizația de la școală. Amintiți-vă de domnul Zburcea, când primea mereu amendele de lăsă verde crimor, și noi toate cadrii didactice contribuiam cu bani ca să achităm acele amenzi. Dar ați făcut o mare greșeală de participare. Eu știu că domnul Nistor a primit doar amende și el efectiv n-am vrut să plătesc. De ce? Nu eram eu așa. Trebuie să te ocupi, trebuie să te duci, trebuie să păstrezi curățenia. Nu. Veneau. Nu era vina dumneavoastră. Da, în fin. Și eu vreau să vă pun o întrebare. Apropie de ocazie să te prezint aici. Cetățenii din satul Pești, împreună cu preotul lui, ar vrea să ocupăm camerele alea de la Pești, de-am fost prezinița. Ca să facem și noi acolo o rampă din preoții din alte locale. Știți că la noi se face rampă de Sfânta Parascheva. Și din preoți în alte părți, cetățeni străini în alte părți, care noi și noi putem să punem niște mese acolo, să-i servim și așa noi umblăm pe hațași cu farfurii, cu linguri putrebi, nu avem condiții. N-ați putea să ne dați la dispoziție cele două camere, noi le păstrăm curățenia, le folosim mult conștiincios. E chiar propunerea preotului Miloi. Ce zice? Aveți ceva de obiectat? Momentan, legal, eu știu că nu se schimbă destinația clădirilor care au aparținut școlii, dar ceea ce vreți să faceți dumneavoastră este de fapt un gen de proiect. Dacă dumneavoastră de un gram vreți să serviți acolo masă, nu este nicio problemă. Ba chiar, noi suntem dispuși să colaborăm, că avem ca obiective să colaborăm cu biserica, cu dispensarul și putem să punem la dispoziție sălile respective pentru a servi o masă, că nu este nimic. Dar asta nu înseamnă că vor fi folosite sălile, efectiv, nu știu, să le ia biserica, să pună cheia și să le ia biserica în subordine. Deci, problema aceasta de pus o masă, asta ține de o colaborare, de niște proiecte împreună. Deci, să ne acceptăm să ținem vesela acolo, nu în timpul ăla, să ținem vesela, să avem scaune, să avem tot și în momentul când avem nevoie, moment sau vreau ceva, să avem posibilitatea să nu stăm sub cerul din asta. O să mai vorbim punctual, o să vorbim punctual pe momentul când se poate întâmpla lucrul acesta. Vreau să dau un răspuns preotului Miloiu, ca să tu mereu mă întreabă și cetățenii și sunt consilieri. Da, bine, să dau un răspuns, poate n-ar fi chiar cel corect, trebuie să mă pun și la punctul. Nu, că nu ține de subiectivitate, ține de o lege, ține de niște lucruri, dar punctual pe moment, vrem o masă. O gerogare, dacă există, e foarte bine. Următorul la punct este domnul Bucur, domnul consilier Bucur. Dar n-am terminat. N-ai zis cum te mai schimba? Da, vreau să mă refer ce se prefer până la urmă, ce se cu microbus. Deci la microbus, din punctul meu de vedere, atâta timp cât veniți cu dispoziție din partea inspectoratului, cu acordul. Eu n-am văzut-o, poate n-am văzut-o eu, dar eu personal nu am astfel de dispoziții. Nu există dispoziție. Nu am asemenea dispoziție. Eu spun exact fiți convins că în momentul în care, dacă eu aveam dispoziția și exista și colaborarea cu comunitatea locală, nu imaginați eu, gata, am dat microbusul, dar nici nu pot să fac lucrul acesta. Domnul inspector și așa mi-a declarat, mi-a spus sigur, ca să te lua legătura cu dânsul. Dar nu trebuie să le iau un exemplu. Trebuie să faceți cerere. Domnul Marcu, fără hârtii scrise. Păi nu, da, așa păi. Este. E o situație, e un microbus, nu e o furnică ce pleacă și nu vede nimeni. Deci, să zic așa, adică la mine pleacă dita mai microbusul,
Doamne ferește, se poate întâmpla ceva. Poate... Adică... Nu, al doilea microbuz poate să angajeze și un om, domnul. Poate să angajeze un alt om, în afară de angajatul primar. Ce zic, eu mă voi interesa. Deci mă interesez. Deci din partea mea aveți toată susținerea. Nu pot eu, ca persoană, să mă opun dacă primesc o dispoziție și dacă sunt prea lucrul ăsta. Deci vă imaginați, nu? Așa, o întrebare, dacă o grădiniță nu putea să facă pe lungă? Nu știu ce să spun deci de obicei, de locațiile pentru învățământ se ocupă primăria. Eu le administrez. Așa. Nu pot să spun. Dacă ar fi fonduri și așa, bănuiesc că nu s-ar opune nici primăria să facă acolo dita mai grădiniță. Cred. Nu știu ce este să spun. Loc, deci eu nu pot. Este o posibilitate ca să bănuiesc. Da, loc este. Bani. Așa este. Nu știu de bani. Să duce un copil. Investe foarte mare și numărul de copii, pentru că și deja cred că trebuie pus o ședință de noastră. Bine, nu este. Mie, sincer să fiu, nu. Mie îmi place ideea și nu trebuie. Omul are dreptate. Că e foarte bine să ai o grădiniță mai aproape, să nu mai necesite să transporti copiii cu microbuzul și așa mai departe. Dacă se poate face un local spațios, care să îndeplinească toate condițiile igienico-sanitare, nu știu, deci aici nu pot să mă pronunț, dacă se poate sau nu, că eu nu am, aici aș face un apel, nu am acces la... La discuțiile pe care le-am efectuat mai anterior, să vă amintesc faptul că pusesem un plan ca altfel lucrăm cu copiii într-un număr mai mare și aduși într-un singur loc, ceea ce și realizăm acum, de fapt, sunt două locuri, sunt două grădinițe, decât să împărțim 10 copii pe lung, 15 în centru, 20 în sus, știți? Adică, și dumneavoastră ați fost de acord cu discuțiile pe care le-am făcut împreună, că altfel lucrează și cadrele didactice și copiii înțeleg altfel dacă sunt un pic mai integrați. Și din cauza asta, acum, cred că toată lumea își dorește un obiectiv pe lungă, da? De genul ăsta. Însă trebuie să-i vedem și folosința. Pentru că păi, ne gândim că e o investiție destul de serioasă. Păi, tocmai asta este. Că dacă ar fi grămadă cu banii cât o casă, ți-ai gândit să faci și ar fi foarte bine. Eu zic că nu e bine să ai o grădiniță acolo. Foarte bine. Deci contează foarte mult. Și că dacă transport, că vine și doi copii. Poftim? Că vine un microbuz și doi copii și consumă. Și un copil. Și un copil, dacă este și trebuie transportat, trebuie să meargă microbuzul. Faci întâi ceva și rămâne de mâine. Probabil, nu știu, asta nu pot să... Nu școala de mâine, dar nu de mâine. Da, haideți să o iei. Dacă nu mai este din gândire... Eu fără un bucur, nu fără un bucur. Cu idei. Apreciem activitatea pe care ați făcut prezentată dumneavoastră. Este într-adevăr un material care, din punctul meu de vedere, pierde și pentru noi ce-ați spus, pentru că aveți față, adică este mult sus. Aș avea doar două întrebări, trei. Una, știu că la școala de la centru de aici s-a făcut o expertiză în legătură cu peretele din partea de la răsărit. S-a făcut consolidarea odată cu încercarea noi în construcții acestei perete. El prezintă pericol în caz de vrancea se mișcă. Să dea Dumnezeu să nu se miște, dea Dumnezeu peretele să rămână. El se lasă cu 2 cm în fiecare an. Dacă la nivelul școlii al comunii avem o evidență a celor analfabeți, mă refer la tineri până în 18 ani. Știm câți analfabeți avem în comună? Nu se simt dat răspunsul acum, asta mă întreba. Da, bine, nici nu să dau mă urmă de exact. Ne-ar interesa, da, ca idee, sunt suficienți care îi văd eu și parcă nu vin deloc. Și prin jurul meu acolo sunt 5. Așa este. Așa. Ar putea veni, dar nu vin deloc la școală. În ce legătură cu cele două clădiri, școala de la Pești și școala de la Haruș, ce vă propuneți să faceți cu el? Adică, nu acum răspuns, în viitor, gândiți-vă la ceva util. Da, păi am să vă dau răspuns. Să vă rezinesc ca și cealaltă veche, care acum degeaba ne mai gândim mai bine, că poate o să o dărâm. La școala de la Haruș nu am în administrare. Nu, eu, de când am făcut, nu am. Școala de la Lupești, într-adevăr, era. Să știți că ne-am gândit la lucrul ăsta, ne gândeam noi să facem niște proiecte cu copiii și să amenajăm acolo un gen de atelier, chiar de artă populară, nu știu, concret, un război de țesut, o
pentru a desfășura cu copiii niște activități de genul acesta. Nu le lăsa să se prezească. Dar să știți, da, dar dumneavoastră știți că deja una dintre sălile de la Lupești era deja aproape terminată, sala din spate cu parchet putre, deci era deja aproape terminată. Sala din față, într-adevăr, s-a intervenit asupra ei cu niște modificări și arată bine, dar cea din spate arată foarte rău. Eu știu odată că domnul primar a adus pe cineva și a făcut niște măsurători acolo în ideea de a schimba ceva, de a face un proiect. Asta e, să nu lăsăm să se prezea. Și a făcut un lucru bun la școala 2, construcția tot ce era, a făcut și gata. Haideți să-l închidem din nou ca să nu se refac cărare. Că se refac cărare, dar sigur că să spun, nu am eu, că sunt eu acolo. Iată, e bine că s-a terminat, că a fost greu, cred, până când. Nu te teme, ce ați pățit, eu știu, da. Eu am fost cel care am început să-l închid. Haideți să facem din nou. Eu știu că mai asta e o domnul vice. Dom'le, dacă trebuie să aducem 4-5 fierturi unde trebuie, nu mai să mai punem un clasă din nou. Să da, ne facem la... Da, e o singură clasă, da, o să fac. Da, e o singură clasă care s-a luat acolo și... Pentru dumneavoastră, e bine că s-a închis cărarea aia. Este foarte bine. Chiar dacă mai s-a desregat, nu m-au o reține. E o altceva. Da. Atât. Domnul Ghețu. Care ați mai... Două cuvinte. Atât. Doamna director, sunt și eu încântat din modul în care îți prezentam materialul, e foarte analitic. Mă adresez domnilor consilieri, să vă aduceți aminte, domnilor consilieri, la investirea, înainte de investirea noului guvern, a fost în Comisia Juridică o discuție cu viitoarea ministru al Justiției, o catastrofă. Extrapolând dacă Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașmea ar fi Comisia de Învățământ Sănătate din Parlamentul României. Doamna director, dacă aș fi fost propusă ca ministru al învățământului, sincer vă spun că v-aș fi votat fără rezervă. Da. Deci, la cuvântul medicale să vedem ce probleme sunt, cu celelalte ținem legătura și să le rezolvăm. Era dumneavoastră, vă grăbiți, probabil, aveți. Da. La chestiunea cu rețeaua școlară o rezolvăm. Rețeaua școlară să știți că aveți toate documentele acolo. Să menține, la fel, cum a fost anul de avut. Eu am pus în dosar acolo toate documentele, inclusiv adresa pe care... Da, doamna director, mulțumim. Da, dacă mi-e permiteți, voiam să vă mai spun ceva vis-a-vis de rezultatele astea pe care să știți că nici pe noi nu ne mulțumesc. Unele școli, să vă spun cam ce fac unele școli și eu am apreciat colegele mele că n-au făcut lucrul acesta. Copiii, în apropiere de evaluarea națională, copiii de clasa 8-a care aveau rezultate foarte slabe și de care știau că nu o să facă față, îi sfătuiau să nu se prezinte la evaluare. Și în felul acesta aveau conceptul, deci, vedeți câți absenți avem noi? 2, 1, păi dintr-o clasă de 18 elevi la o școală s-au prezentat 5. Și dacă s-au prezentat cei mai buni, e firesc că aveau un procent de probabilitate. Eu apreciez foarte mult colegile mele care s-au dus și au insistat la copii, spunându-le, știu că poate nu obții rezultate bune, dar trebuie să fie acolo, nu se știe, odată în viață vei avea nevoie de acest examen. Deci, nu s-au gândit că, vai de mine, vor obține rezultate slabe și noi vom fi, nu știu, catalogați ca nefiind foarte buni. În toate aceștia ne-ați avut vreun vârf, vreun băiat? Da, am avut. Și dacă am omis din acest material, să dau exemple de elevi care au mers la liceu, la Onești, sunt copii cu rezultate foarte bune, care au și locul 1, locul 2, locul 3. Am omis și îmi pare foarte rău de să spun, să vorbesc despre rezultatele la concursuri și olimpiade. Aici, să știți că avem. Mi-amintesc acum de rezultate la TIC. Am și eu diplomă de excelență ca director pentru un număr de 3 copii care s-au prezentat la un concurs de TIC, de informatică, la Cantemir în Onești, care este o școală cu prestigiu și vă spun că au luat locul 1. Și locul 2 în 2 ani de-a rândul. Deci și sunt și
copii, de exemplu, avem copii la centru de excelență, de la primar, se duc la școală, la Onești, la centru de excelență. Partea asta am omis-o, poate era cea mai... Da, 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 deci, asta e. Da. Oricum, va fi fost, da. Mulțumesc, bună seara. Trecem la punctul 3, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Mănăstirea Cazului de Barcelona 2016-2017. Am zis că spui iată cum de la urmă. Da. Nu m-am lăsat în partea inspectorului acum. Școala județeană. Care transmite următoarea de lucruri? Vă solicitați sprijinul pentru a realiza toate activitățile necesare în vederea stabilirii de rețele școlare pentru anul 2016-2017 în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vă rugăm să stabiliți rețeaua școlară de raza unității administrative teritoriale pentru anul școlar 2016-2017 și să ne trimiteți până la data de 4 decembrie 2015 proiectul de rețea școlară în vederea emiterii avizului conform și fundamentării proiectului de școlarizare. Conform articolului 19 din Ordinul Ministrului Educației, numărul 5556 din 2017-2015, organizarea rețelei școlare este procesul de stabilire a unităților de învățământ autorizate, acreditate de stat și particular, care vor funcționa în anul școlar următor pe raza unității administrativ-teritoriale respective. 2. Actul administrativ prin care se stabilește rețeaua școlară a localității este hotărârea de Consiliu sau dispoziția primarului, după caz, emisă în baza prevederilor legislației în vigoare. Conform articolului 20 alineatul 5 din Ordinul Ministrului, obținerea avizului conform este obligatorie. Aceste avize sunt expres prevăzute de lege, iar adopția lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate. Atât în cazul menținerii rețelei școlare, cât și în cazul modificării rețelei școlare pentru anul 2016-2017, vă rugăm să ne transmiteți 1. Solicitarea emiterii de către Inspectoratul Școlar a avizului conform privind organizarea, reorganizarea rețelei școlare, raportul argumentativ privind organizarea, reorganizarea rețelei școlare, în conformitate cu articolul 20 alineatul 1 litera G din metodologie, veți face precizarea în scris ca asigurați finanțarea unităților de învățământ de stat care funcționează cu efective sub limitele prevăzute de lege, acolo nu este cazul. Prevederile legale referitoare la organizare. În articolul 19, în Sistemul Național de Învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică care, dacă se organizează și funcționează, după caz astfel, cu minimum 300 de elevi, cu minimum 300 de elevi preșcolari și antepreșcolari, cu minim 150 de preșcolari și antepreșcolari, cu minim 100 de elevi și sau preșcolari în unitățile de învățământ special. Prin excepție de la prevederile aliniatului 1, în unitățile administrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor preșcolarilor și antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile aliniatului 1, se organizează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică, așa cum este cazul și la noi. În fine, sunt mai multe prevederi legale. Cert este că rețeaua noastră școlară rămâne aceeași, cu o singură școală cu personalitate juridică, e vorba de școala numărul 1. Noi avem și rețeaua, așa cum este ea propusă de conducerea școlii. Și avem rețeaua, anexa 11B, rețeaua unităților de învățământ pe universitate, personalitate juridică, care vor funcționa în anul 2016-2017. Și avem unitatea de învățământ cu personalitate juridică, școala gimnazială numărul 1, comuna Mănăstirea Cașin. Așa. Arondate, școala numărul 2, grădinița cu program normal numărul 1, grădinița cu program normal numărul 2. Număr grupe ante preșcolar, preșcolar, clase elevi. 12 total, la școala numărul 2, 6, la
grădinița numărul 1, 2, la grădinița numărul 2, 2. Păi nu ești 12, ești 10. Restul la... 12, că total școala gimnazială și din, din celălalt ies 12. 290 de elevi pe total, 290 de elevi pe școala numărul 1, 12 la numărul 1, 6 la numărul 2, 2 la grădiniță, 2 la grădinița 2. 290 de elevi la școala numărul 1, 94 la școala numărul 2, 48 de copii la grădinița 1, 38 la grădinița numărul 2. Asta este total. Asta este natalitate. Deci total copii 470. Da, o scădere 30 față de... 30, da. Da. Anterior aveam... Aveam... N-am întrebat cu doamna director, de exemplu, câți copii avem care migrează către Ionești. Da. Da, deci asta este propunerea de... Avizul e mai nuclear, avizul... Aia trebuie mai mult, dați cu cadre didactice și calificate și personalul TESA și numărul de sală, de clasă. Eu l-am citit la, dinainte, pentru că nu era comentat, dar l-am citit să văd ce cuprinde. Ia chiar vă rog, domnul Hrima, lăsați-le pune materialul la dispoziția asta. Noi ce trebuia să avizăm dacă nu aveam materialul? Ce să avizăm? La ce anume? Pe lășința de asta. La... La cea mai... Asta e de prostie. Ce mai școală. Adică noi avizăm după ce se trece ședința. Pentru ce s-a avizat după ce se trece? Pentru că nu era, domnule, i-am arătat și domnul secretar, nu era niciun... Atât adresa aia care a fost prima dată. Nu avizăm nimic. Nu avizăm, noi s-a probăm... E vorba de raportul argumentativ care e depus de școală și care rămâne care la era fel... completat, domnule, și n-avea ce rămâne la fel ca anul trecut. Domnule, noi trebuia să dăm avizul că aceste materiale pot fi susținute în ședință. Nu am găsit niciun material. Avizul a comisiei. Avizul comisiei. Am văzut de formalitate atât, nu? Rețeaua nu stă pe aici. Nu, era la materiale. De aia spun că lăsați-ne materialele și noi dinainte. Noi pierdem timpul, da, pentru că nu să mai citim niciodată ce aș vrea să citim. Materialul era la secretaria. Păi cum, domnule, dacă nu era comentat, cum era la secretaria? Eu l-am întrebat, domnule, nici la primul, nici la altul. Dar la secretaria e plicat de școală, domnule. Dar ce să fie completat? Nu mai zic nimic, domnule, zic la pereți, nu mai zic. Ia mai întrebați-mi ceilalți din comisie care a discutat. Noi ne-am ținut ședința astăzi, dar n-am avut ce să... La ce oră? Cum a ținut? La ce oră? Înainte, nu de ședința... Eu, la 3. Eu am venit la 3, da? Așa, și materialul de pus de 3... De când e depus materialul? De 2 zile, de 3 zile, de o săptămână. Da, la ce? Dar nu e numărul de elevi, cam așa să învățeți. Nu, e acum a fost completat. Mai completat acum. De la 3, ce l-a completat până acum? Când prezent ești domnul ăștia în plagă și pară. Dar nu, până, când am nicio treabă cu... Asta e plebat de 3 zile, i-a dus mai mult la prima. Cui s-a plebat? La secretaria. La secretaria. Nu știu. Din care face parte din comisie. Nu, domnule, adică e pur și simplu că e de joc. Nu spun. Deci, da, nu am citit, am spus chestiile. Le-am citit și noi, inclusiv adresa aia care spune până pe 3 decembrie, până pe 4 decembrie, până pe 7, deci, tot am citit. Deci, practic, noi solicităm un aviz. Da, de la inspectoratul școlar. Nu emitim o hotărâre. Nu emitim nicio hotărâre. Noi, practic, menținim aceeași structură școlară. Ce vă rog, domnule, care... ce avizează aceste materiale pot fi prezentate în ședințe de Consiliu. Deci, materialele care sunt la ordinea de zi să fie prezentate în ședința Consiliului. Asta este rolul comisiei din specialitate. Nu asta, întrebați pe toți. Ori dumneavoastră... Nu înțeleg de cine ați făcut chestia asta, cum mă ia cu căldură. Păi vrea cu căldură, pentru că aveam ce să avizăm. Spune-le că materialele astea sunt la dosar de o săptămână de zi. Ori fie dosar, dar nu era. Cum? La dosar, dar dosarul unde fiind? Da, dosarul de ședință, evident. Și noi... Da, l-ați cerut la cineva? Da, domnule, ca domnul secretar. Asta le-am prezentat la domnul. Le-ați prezentat astăzi? Așa, și?
Я зі добре, добре, давай, добре, Deci nu este nevoie de un aviz al comisiei. Asta trebuie să spuneți. Nu este nevoie de un aviz, pentru că este doar... Deci da. Noi conform, nu se emite o hotărâre. După aceea ne emite o hotărâre. Deci după aceea ne emite o hotărâre. Asta nu am înțeles acum ce vreau să spun. Nu înțelegeam ce doresc dumneavoastră. Domnul, deci, haideți să deci noi facem acum, noi supunem dezbatere, dumneavoastră luat la cunoștință că rețeaua școlară rămâne la fel, noi trimitem adrese la inspectorat că rețeaua rămâne la fel. Inspectoratul emite un aviz prin care noi trebuie să-l aprobăm printr-o hotărâre, domnule. Și atunci face comisia avizul de specialitate. Haideți să o luăm cal, că simt că nu mai pot rezista. Dumneavoastră aveți obligația ca înainte de ținerea unei ședințe Consiliului Local să puneți la dispoziția comisiei materialele care se prezinte, da? Nici raportul doamnei directoare. Nu era? Raportul doamnei director. Dar nu e dat normal, trebuia să fie adus înainte. Trebuia să-i spuneți doamnei director. Deci să-i spun, dumneavoastră să-i spuneți, dumneavoastră să-i spuneți, comune, nu sunt eu primar comune. Dumneavoastră, nici mie acum când nu i-a cerut raportul doamnei director înainte. Nici rețeaua școlară nu era completată, domne, ce dracu, nu suntem chiar toți cinci domne care am fost aici. Dar tu stau, două săptămâni rătări la primărie. Nu mai zic nimic. Zic că eu eram comentarul sau nu. Eu nu dar dosarul a fost înțeles ca așa. Domnul, când ați semnat adresa asta? Azi, domnule, ați semnat? Le spun că ați văzut dosarul ăsta înainte. Am citit-o. L-ați citit, da? L-am citit la toți, domnule, la toți. La deșapte, ce nu era completat, să citam. L-am arătat și domnul Deleu, că nu era completat, domnule, ce dragă. Și că n-am putut să-mi completez în Deleu. Era completat pe prima pagină și restul nu era completat. Ce dracu, domnule, dacă nu mai... Aia care este spus semnătura. Adresa... Deci trecem la punctul 4, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016. Deci aici ne prezintă... Haideți să vă dau și ceva serios. Nu e vinovat el, nu are nicio vinovat. Acum vorbesc serios.
Dar noi de stradă acum, noi căutăm vinovat. Nu ne mai întoarcem, durează ședințele. Eu zic să... S-a terminat pașnic. Zic să văd din urmă. Să șterg pe domnul pe parte. Aveți cum să vedeți. Nu înțelegeam ce se întâmplă. M-a luat la tine. E important ca să înțeleg. Da, până la urmă am dovedit. Haideți să trecem și la asta cu impozitele și cu taxele locale, că deja aici ne ajutăm să tragem cu toți. Dar de la tine, dar o te bună. Asta e că nu știu. Haideți, dați-mi voi, de exemplu, proiectul și după aia dumneavoastră faceți comentariile de rigoare. Discutăm de o modificare. Prin legea 227 s-a modificat codul fiscal. Iar impozitele și taxele locale vor să trebuiască să crească ușor. Și sigur. Ușor și sigur, da. Ideea este că se schimbă o parte din definițiile cu care eram noi obișnuiți anterior, cu chestiunile cu prima clădire, cu a doua clădire, a treia și așa mai departe, cu cadrul să aminte din anii anterior. Acum avem de-a face cu clădirile rezidențiale și clădiri nerezidențiale. În fine, să schimbă un pic terminologia și definiția în cadrul legii. O să dau citire unei expuneri de motive. Conform prevederilor legii 227/2015 privind codul fiscal, impozitul pe clădiri la persoane fizice în mediul urban se calculează după cum urmează. În cazul clădirilor rezidențiale, clădire rezidențială, având definiția construcția alcătuită de una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, lucrările și utilitățile necesare pentru a satisface cerințele de locuit al unei persoane sau unei familii. Deci, în cazul clădirilor rezidențiale și a clădirilor anexe, prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsă între 0,08% și 0,2% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă în lei pe metru pătrat este cea stabilită în anexa 1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de amplasarea clădirii cu coeficientul de corecție prevăzut pentru rangul localității și zona. Propunem aprobarea unei cote de 0,1%. În cazul clădirilor nerezidențiale, clădire nerezidențială, orice clădire care nu este rezidențială, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3% asupra valorii, care poate fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Deci lucrurile stau cam așa. Clădirea rezidențială, ca să o luăm pe românești, da? Este casa în care locuiți dumneavoastră. Clădirea nerezidențială este o a doua casă pe care o aveți. Da? Aia este considerată nerezidențială. Ca să putem să stabilim impozitul, spune legea, valoarea, sunt trei posibilități de evaluare. Una, printr-o evaluare a unui evaluator autorizat, care se face o evaluare, deci nu putem să stabilim, nu ai nici autorizație de construcții, nu ai nici contract de vânzare-cumpărare, și chemi un evaluator autorizat care spune că casa are o valoare X, da? 500.000 de lei, să zicem, da? E, la ăștia 500.000 de lei se aplică o cotă între 0,2% și 1,3%. Da? E cam mult ușor. O să vedeți și... O să vedeți că noi oricum am lăsat totul la limita minimă, adică am făcut în felul următor. Logica după care ne-am orientat a fost următoarea.
am lăsat la limita minimă a legii, dar numai puțin de anul trecut. Adică acolo unde a fost mai puțin de anul trecut, am rămas la nivelul taxelor de anul trecut. Dar nu am crescut peste ele decât dacă am fost obligați de lege. M-ați înțeles? Deci acolo unde procentul a fost mai mare decât, decât cel prevăzut anul trecut în, în taxele noastre locale, acolo am aplicat minim. Procentul minim. Da. Da? Așa că să fim, să înțelegem de la, de la primul început. A doua posibilitate de evaluare. Deci tot la clădirea nerezidențială, nu, avem autorizație de construcție, da? Ei, să ia valoarea din autorizația de, de construire sau în procesul verbal de recepție definitivă și acolo se aplică cotele, cotele exact ca și la evaluare, da? În cazul în care cumpărați o a treia posibilitate, cumpărați o locuință și cu contract de vânzare-cumpărare, se ia valoarea trecută în contractul de vânzare-cumpărare. Da? Deci astea sunt cele trei, cele trei posibilități de calcul a impozitului. Ca să, să înțelegem că se schimbă, se schimbă multe lucruri. În, propunem aprobarea unei cote de 0,2%. Deci am spus cota este între 0,2 și 1,3. Noi am propus 0,2%, așa cum vă spuneam, un, un procent minim. În cazul în care valoarea de impozitare nu poate fi calculată conform alineatului precedent, literele ABC, așa cum am spus în celelalte trei cazuri, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate după regula clădirilor rezidențiale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că contribuabilul nu vrea să vină să, să își facă declarația, nici să aducă actele necesare impunerii și atunci îi aplici un 2% direct din oficiu, aplici și faci... La ce valoare? La valoare, valoare de impozitare. Impozabilă, determinată după regula clădirilor rezidențiale. Cum? Păi cât are clădirea rezidențială? Stați când ne ducem. Asta e foarte interesant. Foarte este ceva minim, oricum crește. E valoare impozabilă în lei pe metru pătrat. Deci ei... Iei suprafața, iei suprafața, mulțești cu conform clădirii rezidențiale, păi ajungem, ajungem acolo, ca să tu dau. Are din clădirii să mulțești. Numai că îi aplici 2%, îi aplici maxim pe ea, ți-a înțeles? Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniu, din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii. Aici intră la noi așa numitele ODăi, da? Da. Care sunt cu destinație clar agricolă. Da. 0,4% din, din valoarea impozabilă a clădirii. Da, mici, nu sunt. Impozitul pe clădiri, taxa pe clădiri la persoane juridice se calculează după cum urmează. În cazul clădirilor rezidențiale, prin aplicarea unei cote între 0,8% și 0,2% la valoarea impozabilă a clădirilor. Deci aici discutăm la persoane juridice, da? La societăți. Propunem aprobarea unei cote de 0,1%, ca să rămânem la nivelul anului trecut. În cazul clădirilor nerezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,2-1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Propunem aprobarea unei cote de 1,5% la nivelul anului 2016. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute persoane juridice utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anterior a anului de referință, cota impozitului sau taxei pe clădiri este de 5%. Impozitul pe teren, taxa pe teren. Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața de teren, rangul localității în care este amplasat terenul, zona conform încadrării făcute de Consiliul Local și categoria de folosință a terenului. Impozitul pe teren intravilan
În cazul unui teren amplasat în Cajlan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenul cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenul cu construcții, în suprafață de până la 400 de metri pătrați inclusiv, impozitul taxa de teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare, așa cum este prevăzut în anexa 1, capitolul 2, articolul 465, alineatul 2. În cazul unui teren amplasat din Traglan, înregistrat în registrul agricol la alte categorie de folosință decât cea de teren cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 de metri pătrați, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare în anexa 1, capitolul 2, articolul 465, alineatul 4. Iar acest rezultat se mulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la articolul 465, alineatul 5 din legea 227/2015. O să ajungem la terenul și o să vedem exact. Impozitul, taxa pe terenul situat în extravilanțe, stabilește prin mulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare categoriei de folosință a terenului, așa cum este prevăzut în anexa 1. Impozitul pe mijloace de transport se calculează în funcție de mijlocul de transport, capacitatea cilindrică a acestuia, suma lei pentru fiecare grupă de 200 de centimetri cub sau fracțiunile din acestea pentru mijloacele de transport prevăzute la articolul 470. Nivelul impozitului asupra mijloacelor de transport se regăsește la anexa 1, capitolul 3. Taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor și autorizațiilor. Eliberarea certificatelor avizelor și autorizațiilor propune să rămână la nivelul anului 2015 și să regăsim la anexa 1, capitolul 4. Taxa pentru matricularea autovehiculelor și remorcelor rămân la nivelul anului 2015 și se regăsesc la capitolul 6. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate rămân la nivelul anului 2015 și se regăsesc la capitolul 5. Alte aspecte fiscale. Pentru plata cu anticipație până 31 martie a impozitului datorat pentru un trecut la clădiri, teren și mijloace de transport se poate acorda o bonificație de 10%. Propunem Consiliului Local acordarea unei bonificații de 10% pentru plată până la 31 martie 2016 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Deci pentru persoane fizice era și eu am spus-o, dar aici s-a încurcat în formulare și trebuia și pentru persoane juridice, nu era prevăzut. Acum ai dă voie și pentru persoane juridice. Da. Deci cam asta e expunerea de motive. Haideți să intrăm în... Auzi, băieții? Propun să facem o pauză pentru alimentare. Să facem o pauză, să băieții de la alimenteze. Cât faci în pauza asta? O întrebare. Extravilan. Spuneți de intravilan, spuneți? Nu, ai extravilan ce ați întrebat. Nu, hai să ne iau. Eu întreb pe Haru, nu știu unde. Fii în sat. Da, în sat. Unde, da? Gâtul e care am urmă, vreau să le. Da. Ai tot de așa. De. Nu, să știi de la acolo. De. Deci, toți. Deci, toți în halul și ucea și trece piștea acolo. La Gurița Furnarul, asta e prima de. Tot. Din șase. Ultima casă. Hai să ne apărăzăm. Dacă vreți ca să... Dacă vreți să ne apărăzăm. Deci, noi aveți, dumneavoastră aveți în fața anexa aia, anexa 1, da? Care o am și eu. Și spunem așa, tipul clădirii, clădire cu cadre din verdină armată sau cu perioadă de văd din termina asta sau orice alte materiale rezultate în urmă un tratament periodic cu și sau chimic. La noi, în majoritatea cazurilor, luăm cele fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire, da? Că dacă îți lipsești unul dintre servicii, atunci utilitățile, atunci automat ea intră în categoria de la coloana 2, da? Deci anul trecut a fost 555 de lei per metru pătrat de construcție. Anul ăsta este și anul viitor va fi 600, da?
Deci dacă vreți să exemplificăm, luăm așa, o clădire de 100 de metri pătrați, înmulțit cu 500, facem cât a fost anul trecut, da? Înmulțit cu 555, înmulțit cu 0,1% și ar însemna 55,5 lei, 56 de lei. Anul ăsta este 60 de lei. Da? E vorba de... La 100 de metri pătrați, din construcție. Dacă ai 200 de metri pătrați, îți dai seama că la casele din lemn, deci la casele din lemn, avem 159 de lei per metru pătrat, anul ăsta, anul viitor va fi 200. Aici e cam mult. Deci, deci dacă era 15,90 lei, anul ăsta, anul viitor va fi 20 de lei. Da? Anexe, clădire anexe, cu cadre din beton armat sau cu pereți de exterior din cărămidă asă, 143 de lei anul ăsta, 175 anul viitor. Clădire anexe cu pereți exterior din lemn, imediat natural sau cărămidă neasă, vălătuci, 63 de lei și anul viitor 75, da? Da, din totdeauna au fost mai ieftine. În cazul la punctul E mare, da? În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăpere amplasate la subsol, demisol și sau mansardă utilizate ca locuință în oricare dintre tipurile de clădiri referite la literele A și D, așa, 75%, deci luăm coloana 2, se aplică 75% care s-ar aplica clădirii. Deci, să ia procentul de 75% din cât s-a aplicat la clădire. 60% la 40% de... N-a zis cazul, nu e. Este la... Nu are să-l pe dreapta. La Ciolac. Nu are să-l stațează bine. Nu sunt care așa. Și la mansardă. Deci așa a fost și anul trecut, așa era. La mansardă. În cazul contribuabilului care deține aceeași adresă, căperea plasată la subsol, demisol, mansardă, utilizat în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la ala D, 50% se aplică cu coeficientul 50% care s-ar aplica clădirii, da? Deci, în garaj și în loc. Sunt aici care au balcoane pe sus. Da, nu de tot. Clădiri rezidențiale și clădiri anexă. Cotele aplicate în 2015 a fost, cota aplicată a fost 0,1%, cota propusă 0,1%, da? Clădiri nerezidențiale, achiziționate, construite sau reevaluate în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Propunerea este de 0,2%, nu a fost prevăzută. Clădiri nerezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniul agricol, 0,4%, propunerea pentru 2016. Clădiri nerezidențiale reevaluate în ultimii 5 ani, anterior anului de referință, 2%. Vă explicam care era logica în... Da. Sunt probleme până aici? Am înțeles despre ce-i vorba? Eu am înțeles că sunt mari. Da? Dar ce nu este clar mie cu zonele astea? N-am ajuns aici. Deci ajungem și la zonă. Deci mergem mai departe la persoane juridice, da? Societăți. Da. Clădirile rezidențiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referință. În anul, cota aplicată pentru 2015 a fost 1,5%, cota aplicată pentru anul fiscal 2016, 0,1%. Clădiri, ce se întâmpla? Până acum era următoarea metodologie de calcul. El venea, SRL-ul, venea cu evaluarea din pe care eu făceam un evaluator sau venea cu valoarea de inventar pe care o avea trecută în inventar și acolo aplicam noi 1,5%. Da?
Clădirile rezidențiale dobândite sunt reevaluate în ultimii 3 ani, anterior la unui fiscal de referință. 1,5% în 2015, 1,3% propus pentru 2016. Da, dar toți persoane particulare crește și ai scale. Au bani mai puțin, Deci, în cazul clădirilor rezidențiale la PJ-uri, propunem aplicarea unei cote de 1,5%. Da, eu da, pentru anul 2016. Rămâne același. Deci, rămâne același. Din cote de la anul. Deci, clădirile rezidențiale sau rezidențiale sau nerezidențiale neevaluate în ultimii 3 ani, anterior anul fiscal de referință, articolul 460 al legii 8 litera A, 5% pentru aplicarea unei cote de 5% pentru 2016. 10% nereevaluate, 30% nereevaluate peste 5 ani, era anterior. Clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, 0,4%. Deci începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrative teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. Dacă o persoană juridică, concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință, încheie ulterior contractul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru aceeași clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final. Da. Deci nu plătește proprietarul, plătește chiriașul, ca să fie mai clar. Da, impozitul și taxa pe teren. Pentru impozitul pe terenuri amplasate în intravilan terenuri cu construcții. Aici facem diferență între terenul agricol, da. Curți construcții, da? Deci avem în zona A, rangul 4, 889 a fost anul trecut, 889 anul ăsta, Adică de obicei. Aici da. Da. O treabă. Și persoane fizice și juridice, și tot la fel, nu? Nu, doar la persoane fizice acum discutăm. Deci acum discutăm la terenuri la persoane fizice, da? Persoane fizice și juridice. Și juridice, văd că e la un loc tot aceeași. Nu e nicio deosebit. Persoane fizice și persoane juridice, da. Categoria 4, avem 4. Toate sunt de categoria 5. Noi avem categoria 5-a. Atât suntem aici, pentru că în studiul pedologic noi nu am avut în grafare, adică doar în peștia, care se doar joare. Da? 2 sau 3 zone, dar nu ține cont nimeni de. Toate sunt de la 5-a. Deci, zonele A. Deci, șoseaua principală. B.
Deci, ulițele cele mai principale. Crește la A5-a, deci de la 711 crește la 889, de la 534 crește la 711, de la 355 crește la 534, de la 178 crește la 348. Se egalizează undeva a 4-a cu a 5-a. Da. Păi da. Este cam aceeași. Da. De 378, 348. Impozitul pe terenuri amplasate în intravilan, orice altă categorie de folosită decât cea terenuri curs construcții. Aici avem grădinile. Da. Deci, teren arabil. Și aici avem zona A, B, C, D. La hectar, două soluri, zona B. Toate rămân la același nivel ca și în anul anterior, da? Da. Deci, în zona A... Sărit, este că-s la fel. E-s la fel, exact la fel ca și anul anterior. Taxa pe terenurile amplasate din intravilan. Da, deci aici, aceasta de dumneavoastră s-a referit la asta, era referit, s-a referit la 5 curte. Ai curte 400 de metri, cei peste 400 de metri intră acolo. Aici intră aratul grădinii, acum mai intră grădinii. Da. Aici sunt grădinii de tot ce este în intravilan. Nu, astea sunt persoane juridice. Deci astea au fost persoane fizice. Ce am spus noi înainte, au fost persoane fizice, acum urmează persoane juridice, da? La persoane juridice, nivelurile aplicabile la teren curs construcții, avem în zona A 31 de lei, 28 în zona B, 26 în zona C, 22 în zona D, da? La arabil a fost 28 în zona A, 50 în zona A, a fost 21 în zona B, 48. Mai mult decât dublu. Mai mult decât dublu, da. În zona C, 19, 45. În zona D, 15, 42. Da? Aici se duc greu. La persoane juridice. Da. Nu prea să gândim la adică sunt juridice. Sunt. Deci, da, sunt lucruri. Ce să... Care e, care îl prinde, îl prinde acum, da? Pășuni. A fost 21 în zona A, s-a făcut 28. A fost 19 în zona B, s-a făcut 26. A fost 15, s-a făcut 22. A fost 13, s-a făcut 20. Vedeți... Da, la... Teren productiv nu avem. La pădure. La pădure scade. 28 a fost din 16. 21 în zona B, 14. 19 în zona C, 12. 8. La pădure, dar nu avem noi persoane juridice, așa proprietari de pădure. Dar aici, de poate, de și vedeți că toate sunt din intravilan ce avem aici. Da? Deci nu și cu în extravilan la persoane fizice și juridice. În extravilan, da? Deci a rămas la fel ca anul trecut. La construcții, terenul cu construcții. La arabil a rămas la fel, la pășune a rămas la fel, la funeață a rămas la fel, la vie pe rod a rămas la fel. Deci au rămas direct. Da, au rămas la fel ca anul. Mai scăzut. Mai scăzut. Da. Impozitul pe TMT, pe mijloace transport, e același. Nu, cred că a greșit aici, cred că tot 9 era. Toate la fel, nu avea cum să cred că a trecut tot din... Da, deci la fel ca anul trecut.
Deci toate sunt, toate sunt observați, toate sunt la fel, ca nu se modifică nimic la ele. Dar la motocicletă e mai scump. Nu, 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 cred că a greșit un leu acolo. Dar 8 de sus la fel. Deci e motocicletă. Da, 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 da. Așa de dacă toate la fel. Așa de la fel. Așa de la fel. Așa de la fel. Așa și autorizațiilor au rămas aceleași. Vedeți că toate sunt de fapt la fel cum au fost anul trecut. Pentru eliberarea autorizației construirii pentru clădiri de rezidențială sau clădiri anexă 0,25% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. Așa a fost și înainte. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alineatul 5,1% din valoarea autorizată. Da, deci taxă de branșament 10 lei inclusiv pentru fiecare raport. Pentru atestatul de producător 45 de lei. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare 14 lei. A fost 100 de lei, dar am trecut aici că va face obiectul unei hotărâri separate chestiunea asta. Până mai primim lămâniri de la Direcția Finanțelor, să vedem cum facem. Da, sănătos. Da, am întors. De 4.000 și 8.000. Da, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate a fost 23 de lei înainte, 23 de lei și acum, pentru taxa viză, taxa firmă, așa cum așa numită taxă, da, 17 lei cea de firmă și... 18 lei, da. Taxele de matriculare a autovehiculelor și de mocilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe, rămân la fel ca cele din dinainte. Deci autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată de până la 3560 de lei, au fost 60 de lei rămâne. Autovehicule și remorci cu masă mai autorizată mai mare, 3500, 145 de lei. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor nematriculare de permanent sau temporar 9 lei. Taxe de autorizație a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor. N-am avut așa ceva, 414 lei. Taxe locale. Rămân la fel. Rămân la fel toate. Și aici avem taxe, eliberare, autorizați de taxe, 150 de lei, taxe de teren, 15 lei pe metru pătrat pentru desfășurarea activităților din gama comerț cu produse alimentare și industriale, taxe de, astea, taxe de bază, că nu putem să facem niciodată. Așa, construcție, străinare, teren, 40 de lei. Taxe notariale, stare civilă, înregistrări căsătorii 15 lei, înregistrări nașteri 2 lei, autentificări, legalizări, acte 6 lei. Procedură de impozit 500 de lei pe calea administrativă. Taxa de piață 5 lei pe zi, eliberarea certificat fiscal 4 lei, eliberarea certificat fiscal de licență și consultat gratuit 2 lei. Adevărit de orice fel 2 lei. Deci aici la scutiri, sunt scutiri de plata impozitelor pe clădiri, teren, TMT, taxe pentru eliberare certificatelor și avizelor, precum și alte taxe locale, următoare. Văduvele de război, văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit,
persoane cu handicap grav accentuat și persoane invalide de gradul 1, gradul 2 și persoane nevăzătoare, persoane care primesc ajutor și nu sunt ajutor social și nu sunt obligate să presteze munca folosită comunității conform articolului legii 416/2001. Deci nu era jumătate din sumă? Am propus de jumătate pentru cei care și lucrează, dar la care vin și fac și zi. Nu se știe. Ești babele care se presteze. 100% pentru cei care nu pot să presteze. Nu pot să presteze, au depășit vârsta. La ceilalți s-au depășit. La locală la propunerea executivului, va acorda scutire de la plata impostului de clădiri și teren sau reducerea acestora pentru persoanele cărora venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie, vor consta în exclusivitate în ajutor de șomaj sau pensie de asistență socială în familii cu probleme deosebite. Avem și niște sancțiuni, conform articolului 493 la aliniatul 3, contravenția prevăzută la aliniatul 2 literat se sancționează cu amendă la 70 la 279 de lei, iar cele la aliniatul 2 literat B cu amendă la 279 la 669. 696. Au fost la fel. Da, deci cam asta e. Dacă vreți să prelucrăm și un exemplu concret, nu. Nu mai era nou. Profesorul aici la noi despre naștere, va fi de 2 lei, de asta nu crește natalitatea. Trebuia mai mult? Trebuia mai mult? Nu, e prea mult 2 lei. Nu, 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 facem comentarii? Cine nu avea n-are pe soare. Gata, supuneam la vot, dar cine este pentru? Se abține cineva? Deci nu la limitate sau... Bă, dacă avem... Aveți bătă și pentru președinte? Da. Trecem la urmă. Haideți, trecem la una. Taxă de salubritate. Taxă de salubritate. Haideți să... Dar cei de la... Adică. Nu e o creștere semnificativă și pentru... Început. Dar substanțială. Dar... Poate mai mult mai schimoasă decât... Am luat începutul, așa se aude, că ne-am terminat, fiindcă am predat, că ne desfințăm. Am situația asta în felul următor. Ia să luați-o de la început, că să începem cu începutul. Romul este mare câștigător, mare operator regional, operator regional și un operator de țean, Romul București. Vine o firmă din București care a venit și licitat pe județul Bacău și a preluat serviciul de salubrizare a județului Bacău. Noi, așa cum știm, ne-am făcut așa cum am putut, da? Prietenii pe care noi le-am aprobat, ne-am făcut treaba cu colțelul, mai greu, mai ușor, dar ne-am făcut. Da? Deci trebuie să admitem faptul că ne-am făcut treaba. Și cumva sunt bine. Și... Binișor. Da, bine. Trecând peste problemele inerente care s-au revit din colaborarea cu H și nu mai facem acum istoric vis-a-vis de activitate, că nu își mai are rost. Cert este că începând de la 15 ianuarie, spunie, va începe colectarea pe... va începe funcționarea acestui mega-sistem. Acum, dacă la urmă să-mi cere și părerea personală, să închidem care nu l-a vedea, dar până atunci mai avem și locul. Ideea este următoarea. Am făcut o situație la nivel de comună. Avem nevoie de aproximativ 1800 de pubere. Cert este că ne rămân, deci ei spun așa, au venit și au colorat harta comunei, s-au deplasat în teren, au venit și au stat vreo două zile în teren efectiv. Este clar că terenul pe care îl avem noi este unul dificil, da? Nu prea putem avea acces peste tot, însă au considerat că ei au supraevaluat, ca să zic așa,
și aproape că ne făcuse inaccesibil, da? Am reluat noi și ne-au rămas pe 3 zone, 4 zone care sunt cele mai dificile, da? Deci, în primul rând, la Lupești nu avem nicio problemă. La Lupești începem să dăm containere, vom începe cu Lupești să dăm containere. Acolo ne-am dat un container, pubele de 120 de litri. Acolo unde am dat pubele, desfințăm platforme. Automat am și desfințat platformele. Desfințare de tot. Vor rămâne 4 puncte de colectare atât pe platformă și rămâne așa. Sunt 6 locuințe în zona Căruțești, nu mă puneți ca să nominalizez, dar va rămâne platforma de la Ionicide. Platforma de la Ionicide. De la Damasie. Da. Mai rămâne o platformă, să vedem, la 6 locuințe s-ar trebui să rămân doar un container, sau maxim 2, dar nu mai rămân 4 containere cum au rămas. Mai rămân 6 locuințe pe linii. E vorba de ce? Până la un jucament foarte până la Jidea, care vor avea probabil iarăși un sau două contaiere acolo. Mai avem o zonă la Prisaca, cei de peste drum. Da, nu e nicio zi. De aici în Bani Fiș, destinație exactă. Aici am primit și sume. În primul rând s-a dat la școală banii care s-au reținut. Vorba de 195.000 de lei care s-au venit în destinația clară școală. Iar noi avem suma de 177.000 de lei de la Agenția Națională și 151.000 de la Consiliul Județean. Acum, ca să ne rezolvăm problemele până la sfârșitul anului. Și acum, ne-am văzut noi și vedem noi. Avem așa. Avem la școală. Avem de plătit două rânduri de lucrări. Avem o reparație care n-am reușit să o plătim la școala numărul 1, de 50.000 de lei. La interior. Și să mai plătim o tranșă din ce am făcut la școala, numărul 2. Iarăși de 50.000 de lei. Deci 100.000 se duc aici și avem la centrala de la grădiniță care am pus-o 10.000 de lei. Și centrala am acoperit-o cu totul. Ca și sumă, nu? Deci, ce s-a întâmplat? La centrala de la școală am făcut-o cam din sursă proprie. Adică, băieții au avut BCA la sector, BCA au venit la noi, tabla s-a cumpărat, lemnul din pădurea noastră, manopera băieții, cimentul, așa. Am făcut-o din surse proprii și într-adevăr, domnul Vici a avut o viziune extraordinară și a spus, doamne, dacă tot facem, haide să prindem, să facem un pic mai merișoară și să facem și să prindem și toaleta aia acolo. Și, e bine, materialele am cumpărat noi direct de la depozit, așa, am pus un băiat și am montat-o, funcționează super bine, are câte calorifere? 5, 4? 5 calorifere, 2 în fiecare sală de calorifere și 1 pe cont. Cu intenția de a pune 2 calorifere și în baie. Toaleta unde se va construi. Nu se poate extinde și la școala veche? Noi ce am gândit? Nu, ea este capacitate mică, știți cum e printr-un braț de lemn de 25 kW. Exact ca un bode. Știți, spun pentru că atunci care intenzi, sau în cazul trebuie doamna directoare, arunc să propune învățarea toți într-un singur schimb. Și atunci centrul nu vor avea spații suficiente. Într-un singur schimb nu se va putea face până când nu... Nu, la numărul 1 deja se poate, la numărul 2 nu e nicio problemă. Acolo, aici nu se poate. Chestiunea mai se ia și la numărul 2
Mai. Asta e micro. Da, poate. Eu nu știu dacă profesorii se duc, adică în pauză, se duc de la școala la 9, de la școala la 3, sigur, schimb 9, atunci rămâne clasele 1-4, care rămân definitiv acolo. Nu se mai învățătorul rămâne acolo. Asta e ca să dura două săli de clasă. Păi da, două săli de clasă de acolo. Da, nu știu. Asta e... Da. 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 La până o duce, la până o duce, 124.000 de lei. Ați văzut că acolo deja am intrat și la podul de la Badan, Macal, e aproape gata, îl terminam și pe asta. Îl închidem. Eu știu, 2-3 zile să țin un pic timpul și oricum acum e posa. S-a mișcat destul de bine. Când a fost lumea. Când a fost lumea. Da, nu știu. Parapeții, la 8-3 zile. N-am fost urmă, dar nu știu dacă tot n-a peste, n-am mai ajuns astăzi. Da, n-am ajuns astăzi. Cam în fine, i-a ținut un pic pe loc timpul, așa, da? Săptămâna viitoare să treacă timpul și cu siguranță va fi... Oricum, s-a accesibilizat bine zona. Deci 124.000 de lei primiți pentru lucrările de acolo, da. Mai avem la niște proiecte 54.000 de lei. La care proiecte? Avem așa, la electrificare la Scutaru, avem de plătit avizie plus ridicare topo, 10.000 de lei aproape, 8.600. Așa. La pe linie la extindere avem de plătit vreo 5.000 de lei. Așa. La ce proiecte mai avem? Care unde extindere? Pe linie vechi. La biserica vechi. Biserica vechi. A, două secunde. Da. A venit proiectul și avizul. Da. De plată. Avizul și proiectarea, da. Proiectarea o face direct de unul. La biserică pregătim, acum avem de plătit intabularea avizie la... Avizie pentru autorizație. Pentru autorizația de construire. Scoatem și autorizația, vrem să depunem luna decembrie, vrem să depunem proiectul. Ce sumă? La astea, în jur de 10.000 de lei maxim. La intabulare, certa? Intabularea, Dumnezeu, toate avizurile de proiect. O să vă dau ce și materialul când ajungem acolo. Așa. Aici, pentru documentația de modernizare drumului. Avem două proiecte, pregătim două proiecte acum pentru depunere, pentru dispensar și pentru școală. E vorba de 25.000 de lei. La școală, depunerea unui proiect care se însemne dotare cu table electronice pentru toate cele 16 clase, pentru 16 săli de clase care le are școala. E vorba de un proiect pe fonduri de la agenții economici. Eu chestiune pe care o știe mai puțin în lume. E o firmă Teramipro din Sibiu, care a venit la noi și ne-a cooptat în chestiunea asta. E vorba de 70.000 de euro nerambursabil și fără cofinanțare. Numai că la școală s-ar încadra foarte bine și la școală am prins așa. Câte un laptop pentru fiecare cadru didactic, e vorba de 30 de laptopuri, 16 table electronice de interactive, deci lucrez pe ele. Vă spun că Cantemiro are 4 table și nu s-a apropiat copiii de ei, așa. Deci chestiunea e una mai mult decât interesantă și sperăm să fie... Cred. Da. Deci scrie. Da. Inclusiv conexiunea la internet. Internet de mare viteză, tot în ăștia 70.000 de euro să fie. Dacă reușim asta, transformăm școala, mănăstirea, o transformăm într-un centru, ca să spun așa. Al european. Da, e un proiect frumos.
La dispensarul însă nu vor fi de ajuns cei 70.000 de euro care ne-i dau ei. Va trebui să mai venim noi cu ceva. O să vedem când se termină PTH-ul, când se termină proiectul tehnic, care se spune exact ce sumă va fi acolo. Da, să spunem, deci la dispensarul vine un dispensarul nou. Va veni dispensarul vechi reabilitat. Clădirea. Consolidat. Consolidat tot ce trebuie. Deci clădirea dispensarului. Până atunci. Stați un pic, acolo la clădire nouă e o problemă. Dacă dărâmăm clădirea aia, avem o problemă noi acolo, da. cu terenul, în primul rând, da? Deci noi mergem pe renovarea clădirii vechi. Lăsăm un pete de atât. De la 1 decembrie, acolo va preloa doctorița Fona. Acum, la Lupești sau unde? Da, exact, de la Lupești. Da. Când vom intra în renovare, automat ne putem lega de dispensarul de la Lupești, o lună, două, cât va dura, vom trece dincolo. Cert este că la cei 70.000 de euro, așa cum vă spuneam, când se devine la urmă noastră, nu ajung, cu siguranță nu ajung. Dar va trebui să facem și noi influență, da? 70.000 de euro fiecare? 70.000 de euro fiecare proiect. Fiecare proiect. Deci cel cu școala 70.000 de euro, am făcut necesarul cu tot ce trebuie la el, pentru celălalt proiect dispensar, fondul maxim este 70.000 de euro. Deci ce se întâmplă? Petromul, marile societăți și-au constituit niște fonduri, un profit care se reinvestește și l-au băgat la niște fundații ale lor care acceptă proiecte doar de școală, dispensar, doar de învățământ și sănătate, mai acceptă și de barcă și minuni, dar alea foarte greu, spuneau fetele de la Petromul. Și mai grele cele care solicită parcă, drumuri și așa mai departe. Pe interesează infrastructura de sănătate și de cultură. Limita maximă este strictă, 70.000 de euro. Poate să fie proiectul de 2 milioane. Atât pot ei să dea. În general, proiectele care s-au făcut au trecut fără. Sunt niște proiecte foarte simple. Adică s-a scris un plan, ce se întâmplă, cum, ce se urmărește și așa mai departe. Se depune. Este un consiliu al lor care le ia și le evaluează și spune, da, domnule. Asta s-ar putea termina în 2030? Nu, trebuie să nu. Suntem în 2029. 2040. Nu, eu am întrebat dacă s-ar putea termina. Deci, odată, asta spuneam, că nu se mai cer avizii, nu se cere absolut nimic. El vine, îți dă bani în cont și mai vine la sfârșitul proiectului și spune, domnule, să văd ce s-a făcut, da? Să ia și să... Comparația cu localul școlii ăsta, asta se termină de tot. Sunt chestiuni total diferite. Deci trebuie să înțelegem că sunt chestiuni total diferite. Dar chiar aici, școala asta nu mai intră nimic în... Ba da, intră. Vă spun acum și de... Școala asta nouă, care s-a început de... E vorba de un local nou care s-a început nou. Și din cauza asta vă spuneam că aici mai fi nevoie de 25.000 de lei ca să putem să plătim asta. Deci total sunt 54.000 de lei la proiect. Am ajuns la două lucruri mai așa, mai delicate.
1. La salubritate mai avem nevoie 25.000 de lei, ca să putem să încheiem anul. Acum sunt datoriile la furnizori care riscă să ne blocheze pe ultima sută de metri și care... Și așa ne forțează. Și așa ne forțează că rămânem cu gunoiul de sărbători. Așa, am discutat și cu cei de la Cașin și o să fac și ei un efort și să încheiem amul, să o ducem, dar mai avea nevoie 25.000 de lei. 25.000 din partea noastră. La ei e altă problemă. Iar la... din partea bisericii ne-a venit o solicitare la biserica de sus, ar mai fi nevoie de 15.000 de lei ca să-și termine de achita pictura. Deci, eu am spus ultima și ultima, adică, în ce cauză spun? Încercăm și reușim să ajutăm biserica de aici cu proiectul și cu ăstea. Cei din sus au probleme și de ultimă tranșă de 15.000 de lei. Propunerea mea era să-i ajutăm cu tranșa asta și să o încheiem. Dar și un bani? Și cu asta. Dacă sunt bani. De unde e aici? De unde e? Și gata, să terminăm cu ei. Haideți să discutăm cu doar... Din totdeauna am discutat chestiunile astea. Și am spus așa. Deci a spus cu doamna director că a venit și a spus doamne, nu sunt bani de posturi, da? Adică mai pun și mă fac avocatul diavolului și spun băi, dăm 15.000 de lei la școală dar nu facem niște burse la copii, da? Bun, oricum e prea târziu la ora asta, ca să mai facem, să ne apucăm acum să mai dăm bani pentru burse și nu știu. Dar trebuie să le avem în vedere. Eu zic că propunerea mea este să o rezolvăm așa și să-i spunem părintelui să rămână, s-a încheiat, știm că am contribuit la pictura aia și am terminat treaba. Și acum nu mai avem nicio... Îți pare corect, dacă sunt nebunii, astea... să terminăm și aia. Astea sunt... Nu se vor termina niciodată. De ce? Se duc din până și dată, nu se mai termină, nu se mai poate de acum. Nu se termină niciodată. Domnul Bălan a dreptat că nu se termină niciodată. Pentru că? Nu se termină niciodată, pentru că noi o să începem proiectul la biserică din coastă. E altceva aici. Cu aia se termină. Să dea Dumnezeu să fie aprobat, să ne vină cei 5 milioane de euro, e vorba de un monument istoric și nu se mai pune problema de efortul pe care îl facem. Dacă punem 2% din valoarea proiectului la 5 milioane, îți vedeți că din 100.000 de euro, da? Domn primar, dar terminăm cu biserica de Adea și odată. Terminăm cu biserica de Adea și după aia o să ne ocupăm aici. Mai avem nevoie de... Sunt banii, dar avem nevoie de o justificare, de o hotărâre, da? Pentru... Deci noi avem bani în interiorul bugetului și pentru asta. Deci vorba de pachetele care le dădeam la școală în fiecare an de Crăciun, în valoare de 5.000 de lei. 3.000 de lei a scăzut anul ăsta, aveam numai 15 dosare de căsnicie, de 50 de ani de căsnicie. Da. Da. Și înseamnă 3.000 de lei. Și 5.000 la artificii. Da. Da. Aici... Aici sunt sumele, deci sumele, dacă adunați ce am spus eu, 54.000 costă 24, cu 110, cu 25, cu 15, fac 328.000, cât am primit sumele. Dar pentru celălalt de 13.000 sunt sume pe care le avem în interior bugetul, dar doar ca să justificăm viitoarele cheltuieli, da? Cât, și cam asta cu rectificarea. Trebuie să supunem la vot. Cine este pentru? Eu sunt, dar nu prea am încredere în realizările astea. 70.000 de euro e puțin pentru dispensarea drumului. Este puțin, da. Atât, da. Da. Ține... Știți că rămâne dispensarea exact ca și... Doamna Burc... Eu mă abțin. Chestia cu biserica, mă, cam... Poți să te contacteze, domnul. Eu am primit mare parte din ce s-a făcut acolo și s-a făcut destul de bine, s-a făcut contribuția primării, da? Și prin primăria și consiliul local, bineînțeles, consiliul local, așa, da? În loc, cum s-au
venit, mai aduc aminte acum, cum au venit banii, au trecut, Consiliul Local a aprobat, da, influența asta. Cert este că a ieșit un lucru extraordinar de frumos, că de ce să nu spunem, ne mândrim cu ea, da? Așa. Acum, a spus, haideți să o închidem. Vine biserica pe vechi acum, să vedeți cât bani vor să vă și arăt. Biserica pe vechi nu face ceva cu Putin, nu are biserica pe vechi anul statut apare. Dar sunt atâția care sunt pe vechi. Dar țineți minte ce vă spun. Biserica pe vechi nu funcționează ca un cult legal. Cum nu? Nu funcționează ca un cult legal. Da, să pe ăștia nu deci. Asta este, nu avem voie să facem interzisă, domnul primar, nu este interzisă. Nu-i ca, eu știu, martorul Ierul. Nu, dar el a spus că, dar stați un pic, nici martorul Ierul nu va mai interzis. Cum e ilegal? Nu apare nomenclatorul cultelor recunoscute în România. E tot o biserică creștină, numai că e cu 300 de ani. Am consultat legea. Eu nu știu ce e vechi, nici pe nou, nici nimic. Mai țin atunci când e în necas, trebuie să mă închid normal. Nici ca să fac diferent, așa am trăit. Un pic, domnul Licu vrea să ceară niște lămuri. Nu, chestiunea este să ia cuvântul la loc cum anterior. M-am abținut de a vota cu această rectificare bugetară. Pentru că nu pot să spun că parte de aceste obiective care sunt trecute în cea revistă, deci nu aș putea să spun că sunt împotrivă, deci sunt pentru așa ceva, dar anumite cheltuieli care sunt prinse aici, așa, deci nu prea aș fi de acord cu ele. Având în vedere pentru că atât de exemplu să luăm pentru, am zis noi, pentru copii la școală, pentru aducere de apă, cu instalație de apă, cu un grup sanitar, nu știu ce, ne-am căcăit și am făcut cu artifice, du-te caută oameni, cu o muncă patriotică și nu reușim să dăm niște bani, să le creăm condiții bune de viață și de educație pentru copii sau pentru alte obiective la așa. Am găsit, deci, acum 25.000 de lei pentru salubritate. De ce să plătim, cum să spun eu, bani pentru tot puturosul care pot să spun eu, nu poate să-și plătească niște servicii pe care la nivel de comunitate le-au fost făcute? Nu cred că așa ceva. Și având în vedere și anii anterior, când noi am sponsorizat această, cum să spun eu, activitate, cu iar cu zeci de mii de lei. Deci nu mi se pare, și mă aduc aminte într-o ședință anterioară, adică din urmă, am zis că aceste sume să fie recuperate de la cetățeni. Deci sunt încă așa. Sunt un debit. Păi am trebuie să trebuie, dacă am restanță la stat și nu mi-am mai citat rata lunară, este restanța plus debite, plus procente, vă spun eu. Deci noi suntem într-un caz fericit, vă spun. O să vedeți ce probleme o să avem începând de anul viitor. Probleme vor fi, eu v-am zis, dar... Când o să trebuiască să plătim 188 de 18.800 de lei, mulțit cu 12, să vedeți că la început anului următor trebuie să bugetăm direct 2.260.000 de lei. Deci vom găsi în același impas, de a putea să achităm factura, pentru că se vor găsi, deci cum să spun eu, nu, stați un pic, nu mă înțelegeți greșit. Noi, când facem bugetul inițial, la începutul anului, noi prindem suma direct 2.260.000 de lei. Noi, când am plecat cu proiectul Corselului, ca să reziste în timp pentru această perioadă de 5 ani de zile, noi ne-am văzut un proiect de buget. Așa, venituri și cheltuieli. Și care a zis, doamne, ca să reziste acest proiect, să duce la capăt 5 ani de zile, ne-am prevăzut, doamne, lunar și de acolo s-a fixat taxa locală pentru fiecare cetățean al comunei, da? Ei, noi trebuia să avem evidență la această dată, câți au plătit, câți l-au plătit, restanța care este, deci... Dar avem evidența asta. Nu mă încălzești cu nimic atât de eu banul ăsta public să fac ceva pentru comunitate, trebuie să-l dau pentru tot, cum să spun eu, cel care nu a fost atât de serios, să-și achite taxe și obligații de testat. Da, dar e o problemă noastră. Spuneți dumneavoastră, dar haideți să ne punem în situația că nu mai putem să mai luăm deșeurile, nu le mai primești nimeni. Ce facem atunci, domnule? Ne stăm să ne îmbolnăvim? Aduceți-vă aminte că s-a întâmplat în Italia,
în Torino, când au stat o lună de zile, de mai orașul, și nu s-a mai colectat nimic, da? Și au început să apară focari din infecție. Și ce au făcut? Nu au trebuit să scoată banul și să pună și să-și vezi de treaba? Cu cât întârzi și întârzi sistemul, cu atât e mai greu și mai rău. Și tot noi suferim, toată lumea suferă. Cu aceste cheltuieri au fost... Domnul Petru, nu-i Torino, dar când erau țarcurile pline, punea zâna pe telefon și... Din curte și toate cele avea, pentru că nu am făcut decât să încarc cheltuielile. Deci de bine să vă spun, așa este. Metoda cu platforme a fost una neviabilă pentru așa ceva. Nu a fost viabilă. Era clar metoda cu pubelă din poartă în poartă și nu ai mai discutat chestiunea asta. Și în mediul rural, bineînțeles, noi ne referim la cine deci metoda asta de colectare din poartă în poartă facilita și strângerea taxei, facilita și selectarea deșeului la... Da, strângerea taxei, dacă s-ar face, în momentul când am venit și a luat pubela, la sfârșitul lunii, se ia și bani. Asta ar fi singura soluție. Iar de care nu? Cel mai simplu. Că ultima lună, dacă îți luat pubela de la poartă și nu iei la bani, o găsești plină. O aruncă în... Hai că frunzele poate să-i dea foc, dar o să vedeți peste tot cum a sticle aruncate, petre aruncate... Ceea ce vă ziceți la sfârșit, să mă faci poliția comunitară ca să poți să urmă la sfârșit. Poliția comunitară ne jurește. Noi am zis la un moment dat, că am zis noi, viața acestor puncte de colectare, că vom vedea pe instrument, cu pionet, cu cât duce și unde duce și ce face. Ei, nu și-au trăit viața, deci acele cadre de oameni, cum să spun eu, probleme tot au fost, tot există la nivel de comunitate, deci efectul lor cu tot. E adevărat că n-am stat să urmărim acum, ca să ne-am făcut. Nu, domnule, dar eu mă uitam așa, cum să spun eu, păi da, în teatru comun am mai venit și alte persoane și vede, bă, și dracu i-a durat acolo, așa, cu atâta mizerie acolo. Dacă vineau, domnule, cu față, cu față, hai că am ținut-o în floază, că am mai pus unul la 416, să mai iasă, mai așeze, să mai... Au fost și perioada de crize adevărat, dar în general lucrurile au mers. Dacă, în general lucrurile au mers, n-au mai fost, e adevărat, și perioade când se duceau la Onești, îi descărca, stăteau o zi întreagă să-i descarce. Sunt crize din astea, de sistem care... Care nu au plat, nu și-a plătit nici impozit, nu și-a plătit nici numai. La voi, la Upești, cum te duci pe cazan, e mal dos de mizerie. Terapotei, cărămizi, țigli spate, nu vă spun. Orice mai sus, așa în omor, pe marginea de drum și pe o parte și pe alta, saci terapii, plin ochi. Cu mine puși, cu sticli, cu... La când am de așa, dar la lucrurile... Toți voi de mizerie. În ce privește susținerea proiectul ăsta cu electrificarea scutarului, această discuție știu că se poate de câțiva ani bune zile. Avem garanția că într-un viitor, să spunem, mai apropiat, pentru că atunci în viață și în zonii turistice scutarul să prindă viață, proiectul ăsta va avea o finalitate? Deci acum nu mai mergem pe studiul de fezabilitate, mergem direct pe PTH. În două tranșe. Una, să ajungem la limita din intravilană comunei Mănăstirea Cașin, da? Undeva mai sus de dumneavoastră. Și după aia tranșa a doua, eventual, o reluăm și o ducem până la scutar. Și acum facem până după asta. În maxim 2 ani de zile ar trebui să avem curent acolo. Iar în 10 ani sigur ai lumea. Da. Deci, așa, deci pe zona scutarului, mă gândesc că undeva chiar și treabă scutarul. Deci asta va fi de 54.000 de lei. Sumă necesară pentru până unde avem buzuge, acum, nu? Trezor la... În unul necesară. Unde am aprobat proiectul de... Avem nevoie de 10.000 de lei la extindere pentru proiect, pentru a plăti avize, ridicare topul, ridicare topul în costul 8.000 de lei. Păi nu, dar total a spus că suma asta, deci 54.000 de lei, nu? 54.000 de lei, am spus așa că sunt proiecte.
Total. Și aici 25.000 a spus la cel cu dispensarul și cu școala, 10.000 la electrificare și ce mai spus? La intabulare la biserică și ce mai avize la biserică. Deci nu totul la ce vreau. Pentru toate proiectele, nu sunt pentru. Numai toate proiectele. Și ăsta, deci avizul ăsta, deci numai pentru zona la care am prins noi, am mai extins zona construită, la ieșire din mănăstirii sus încolo? Pe tot intravilanul până la... Pentru tot intravilanul. Nu, nu, nu. Până la... Până la Vasila, ce până? Până la Vasila. Dincolo, dincolo de Vasila. Până la... Până la Vasila. Domnule, ați ridicat problema așa? Da, domnule, am adunat cunoștința domnului primar, s-a fost și înregistrat, s-a și filmat, deci eu n-am pus să rămân mincinos. Deci trebuie rezolvată problema avem aia când reunează circulația, deci când vin am mașini... Am referat pe masă și sunt două cazuri cu genul ăsta. Păi, ți-a spus. Acum legea permite să intri direct la demolare și cu, ca, cu el, cel care se face cândva de intrare în domeniul public să plătească... Trebuie oricum să rezolvați problema asta. Graniții sau nu s-a aprobat? Îngreunată circulația acolo. Teren acolo, că o are, am spus așa. S-a ieșit cu vreo 10 cm, aproape în metru, S-a epuizat. Ați aprobat ultimul... Ce? S-a epuizat punctul... Punctul 6 s-a epuizat. Acum trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorul articolului economic privind proiectul lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblului fostei mănăstiri ca în vedere a introducerii instituției. Ce spuneți fostei mănăstiri, domnule? Așa se numește așa. Nomenclatorul monumentelor istorice. Da, clar, se numește fosta mănăstire Cașin. Nu a fost mănăstire. A fost mănăstire. Știți din ce cauză? A nu se confunda cu mănăstirea Cașin, care este localitate. Din cauza asta. Mănăstirea Cașin se declarată monument istoric. Deci nu fosta, că e declarată și a fost tot timpul declarată monument istoric. Tot timpul. Domnul, în nomenclatorul monumentelor istorice, așa apare, fosta mănăstire Cașin. Așa a fost denumită ea. N-a fost denumită mănăstirea Cașin, ca să nu se înțeleagă că toată comuna este un monument istoric. Da? E fosta mănăstire Cașin. Mi se pare o titulatură lungă, pompoasă, dar fără... Incorrectă. Dacă consolidarea bisericii mănăstirea Cașin, sau consolidarea mănăstirea... Asta nu a hotărât noi, asta a hotărât-o proiectantul, mă știu. De ce proiectantul face ce vrea el, nu tot ce spune dumneavoastră? Dar nu e nomenclatorul proiectantul. Sunt anumite chestii care nu le pot comenta eu. Dar vine un proiectant, spune, doar le face așa, nu știu eu de mafala, ca să știu eu ce... Aici nouă ne trebuie aviz de la culte, ne trebuie... Dar ce vă referiți la titlul proiectului? Fost la mănăstiri. Lucrări de consolidare și punere în valoare ansamblului fosta mănăstire Cașin, fosta mănăstire Cașin, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind proiectarea lucrări de consolidare, restaurare și punerea în valoare a ansamblului fostei mănăstiri. Nu te vedeți în Ducea. E un titlu de ăsta compus, te doare la urechi, numai când îl proiectul se numește lucrări de consolidare și pune în valoare ansamblului fostei mănăstiri Cașin, în vederea introducerii în circuitul turistic.
din comună mână trebuie să ajungem de fapt. În ce constă proiectul ăsta? Ce fac ziduri noi? Reabilitarea monumentului în totalitate. Inclusiv construirea prin amplasamentul școlii vechi a unei locații care să aibă destinații de muzeu, de sală, de protocol, de tot ce trebuie. Deci, în primul rând, reabilitarea bisericii, reabilitarea zidurilor. Dar ce constă reabilitatea bisericii? Spuneți-mi nou. Acoperișul care plouă prin el, toată tabla. Acoperiș refăcut, pictură refăcut, subzidiri, inovația. Cu anegrasie și a făcut un sondaj. Deci, absolut toate lucrările necesare pentru reabilitarea unui monument istoric. Inclusiv vitralii. Dacă vreți acum să obține avizul de la Ministerul Culturii pentru vitraliile care vor veni în plasa de acolo. Cred că se scoală din bolnav Gheorghe Ștefan, că nu au din vitralii. Cred că a venit și erau vitralii. Asta se lucrează acum, ce să vă spun. Nu erau, e adevărat, da. Dar dacă vor fi aleați de minister, vor fi. După aia, la turnul Coporniță, tot la fel, reabilitarea turnului, azitul. Proiectul ăsta este făcut de către... E primul ca să poți să vede și când are materiale. Emergență migrare. Dar asta dacă mi-a lăsat să vede. În 2 minute am terminat. Nu, aici am spus la detalii. Dar chiar am vrea să ne împărântați, dar nu acum, duminică, nu mai linge și am timp. Proiectul este făcut de un arhitect autorizat în arhitectură medievală, dar e vorba de doamna Moldoveană, care mai are la activ niște lucrări în județul Bacău. Și vedeți, acum, proiectul este avizat de toată lumea, avem inclusiv avizul Ministerului pentru lucrare. Așa. Aviz, dar cu banii cui? Hei, iată, mai dăm să domnul operațional regional care se referă la monumente istorice. Deci, de acolo s-o contribuția noastră. Contribuția noastră este 2% din valoarea... Da, 10 miliarde de acolo, ce contează? Nu, e vorba de 100 de mii de euro. Mai vorbesc mult despre biserică. Nu vă mai ajută Dumnezeu, dar... Da! Haideți ca să vă dau și niște date. Principalul indicator tehnico-ecologice a investiției sunt valoare totală fără TVA. 22.445.830 de lei. La un curs euro de 4,4347. Asta e contribuția noastră? Nu, domnule, este valoarea proiectului. Ești 5.061.410 euro. Am spus 22 de milioane 445 de lei. 22 de milioane 445 de lei. Durata de realizare 30 de luni. 3 ani. Da. 2 ani. Dacă nu am disect, da, și 5. Surse de finanțare. Proiectul de consolidare, restaurare și punere în valoare va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 5, conservare, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1, conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Pentru realizarea obiectivelor se estimează a fi, în faza de execuție, a fi create 50 de locuri de muncă. Număr de locuri de muncă create în faza de operare, 3 locuri de muncă permanente, directe și 3 locuri de muncă temporare. Încercăm un neam de Nu,
voi, mai... Bine, dar așa, ca idee. Nu, no, aici în sensul de... Mi-a dat și mie să... Poate fac și o reabilitare a lucrurilor biserici. Dacă îi arătam acum la domnul Iordache, numai de bibliografie să vă uitați și de unde mi-a cules. Adică nu e... și de aici a și devenit denumirea. Așa, mă rog, nu vreți să vedeți duminica la biserică și vedeți? Nu. Eu sunt de acord, da. Sunt sigur că nu se dă. Sunt sigur că nu se dă. Nu mai vezi ce cu dorul. Aici nu mai sunt. Ei, nu faci nou. Măi, rog. Să spun că mai sunt niște probleme care trebuie de situat. Dar haideți să-mi scrie. Dar crezi de aia. Spune, ce ca diverse. Nu mai sunt diverse. Nu mai sunt diverse. Nu mai sunt diverse. Domnul primar, uitați, lumea este foarte nemulțumită de proiectul de asfaltare a drumului de la Bolocan până la Socul, dumneavoastră, sau la Cumnata, cum unde vreți. 99% din nou merg la cimitir, din strada principală, exact pe ulița cimitirului. Nu merge nimeni, nici de pe Luncă, de la deal, nici n-are ce căuta aici. Nici n-are ce căuta. Iar cei care vor să meargă, merg pe scutătură, pe linia lui. Dacă dumneavoastră îmi puteți demonstra cu 100 de oameni care pot merge pe acolo, mă înclin să vă strâng și mâna. Nu la ușă. Dar nu știu ce ați înțeles dumneavoastră. Nu, am înțeles. De ce? Că spune, domnule, drumul ăla, ce se caute să înlocuiască pe acolo, și nu, dumneavoastră de servici prin asta, rotele dumneavoastră, nu altceva, nu oamenii din sat. Rotele mele de servici, dar treceam în fața lor, domnule. Păi, dar drumul nu vine pe uliță la Bolocan încoace? Da. Da, și nu treci prin plan Bordeianu, plan Mirica, plan... Nu, ies aici la bloc, ca să atingem biserica. Păi, haideți ca să vă spun și școace. Care a fost loge? Deci, pe unde ies să vreiesc pe aici? Aici ies, doamne, în fața blocului. În fața blocului ies. Dar de unde nu pe ulița asta? Doamne, intră de la Bolocanu, pe la Cimitirul Eroilor și vine pe la Bolocan, pe lângă biserică și ies la păi a spus ulița Bolocan, se ia să... Deci, eu așa. Așa, am zis, 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 am pe linia vechi? Nu pe linia vechi, domnule. Păi, se pleacă de la Mocan până la cimitir și se întoarce în fața bisericii. Pentru că noi aveam de... Aveam de ce să l-a atins? De ce să obiective? Aici, la Folea. Se la, pe la Folea vine încoace, nu? Care Folea? La doctorița Folea, nu ies în piulița aia. Domnule. Deci de la Mocan te duci pe cimitir, da? Da. Faci grea la Mocan și cobori pe la Mircea, la Lazar, la Mircea, la Mircea și treci prin fața bisericii. Nu ăsta e drumul. Dar și nu ești pe aici. Păi nu e ăsta în spatele ocolului, domnule, care... Nu în spatele ocolului. Pe linii. Dar deci nu vine la asfalt. Păi ies la asfalt. Iese pe aici, domnule, dar câte familii sunt acolo? Cine merge pe acolo? Dar nu sunt o grămadă. Ei spun că trebuia făcut de la cimitir, în linie dreaptă până la asfalt, la strada principală. Se face, da, 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 facem o leacă de efort de imaginație. De la Mocanu, da? Exact. Mergem înainte. Ajungem la cimitir, da?
trecem de lată. Facem dreapta la Bolocan, la Zota Bolocan, Zota Bolocan Lanză, Bogusetaru, Bordeianu, Mirica și Miricoace. Mirica n-ai treabă cu el, că vii pe pot încoace la biserică. Ce treabă ai cu Mirica? Mirica vine mai bun cu Bosian. Păi Boșii, care e important? Îți faci mijlocul împrejur. Dar ce nu vedeți? Drept. Facem de la, nu, de la cimitir, cum aici mi-i poartă. Dar hai să plecăm de la Mocanu. Să plecăm de la Mocanu. Păi vine, nu, de la Mocanu, de la bar. Păi de Mocanu din bar vorbim. De aici, de la Artan, de la Artan. De la Mocanu, de la bar vorbim. De la fostul primar. Știi, să asfaltează tot. De la drumul județean. Asta înțelea la drumul județean. Vine ca un inel, pleacă de la drumul județean, ajunge la drumul județean. Mirica rămâne din azar. Deci un ceea ce mi-e fie, poate toată în balastra. Proiect european. Și aici avem dispensarul cabinetul stomatologic al doctorului, da? Exact în asta. Deci toate lucrurile astea se punctează, nu poți să faci drumul pe unii vrei tu. Adică trebuie făcut drumul ca să avem și punctaj. Asta e vorba de bla bla bla, de bă, tu vrei să duci cu Zăhărel? Nu, sine, domnul. Nu, face drumul lui bun, cu ce trebuie, domnul? Dar nu face. Vă dau un biserica. Drumul scurt e la Mocanu de aici, de la bar, pe la cimitir. Iar restul distanței, pentru că ai 4 km de asfalt, îl faci unii nevoie, nu mai faci partea aia altă, la Sitaru, la Bordeaua. Nu știu asistent care a fost la noi. Cum nu-i așa? Nu-i așa. Nu-i așa. Nu-i așa. Ai 4 km, îi folosești cu trecuri. Nu-i așa. Nu-i așa. Nu-i așa. Nu-i așa. Nu-i așa. Haideți mai departe. Nu-i de ce? Până la biserică mai sunt vreo 3 localități. Avem două proiecte acolo, avem o platformă, plus dă exact în puntea care a fost prima acum. Deci toate lucrurile astea au o logică, nu sunt făcute așa oricum. Hai ca să nu se simți, nu mai bine, da? Cu Zăhărel. Școala este la asfalt, duce la școală, școala deja este la asfalt. Eu nu cer să vă convinte dumneavoastră. Nu încerc, nu-mi bat capul, vedeți-mă, i-am bătut 10 ani cu ei să mă ca să mă duceți un puțin. Dar nu încerc, nu să vă duc, eu vă spun care este logica, dacă vreți să acceptați. Și mai sunt mai multe chestii la drum. Aici, de la Bolocan, tot timpul am avut probleme și la inundații. Și cu dealul care cu torentul care vine din dealul Popii. Cu ocazia asta se regularizează și torentul care iese la Bolocan și ajunge tot mai la Șucot. O să preiau parte din drum, preia să o aduc la Mocanu, apa. Da, lăsați că n-am terminat. Domnule, eu am insistat la dumneavoastră să faceți ceva la asfaltul ăla de la Port la Boie, pentru că acum a trecut de jumătatea înălțimii. Cei după lungă o să vă confirmați la iarnă, să spuneți. Nu o să puteți trece nici cu mașina, nici cu nimic. În groapa aia îngheață apa, salutare să mai ieșiți cu mașina. Deci nici la ora actuală, din nou, de când am zicat, de 3 ori am zicat problema asta, nimic, niciun fel de măsură nu s-a luat. Acolo din, mai tare se atâncește. Deci mai tare. Sunt păcundimii cei care stau în Pârpulești. Nu era mare lucru dacă făceați. De acum cred că iar o să mai faceți un proiect să, până în 2005 nu o să faceți în groapa aceea. Da. 3. Ei. Da, că le-am notat eu aici, alții de unde n-aia le-am mai pus, că nu mai știu nici eu. V-am rugat că la intrare în comună nu era greu să luați 2 kg de conserve. Spuneți-mă de la ajutor social
Punea vocea acolo, că era mare greva de mare. Trecut... A zis că demontăm aia. Ce să mai... Păi, că s-o demontați, faceți-o pe aia până faci zata nouă. E ușor a strica, nu vreau face nimic acolo. La dumneavoastră se spune că apa trece, metrele rămân. Noi spunem, noi auzim, salutare tare. Da. Îți multe, dar n-am rămas. Dacă vreți, veniți o dată personală, într-o discuție personală, ca să nu mai țin mai mult anumit. Pentru că deja stau de mai mult de 4 ore aici. 4 ore și jumătate. Mulțumim, domnul Nicola. Înțelegere, doamna Bătrimonă. Eu vă spun, oamenii consăgenii care stau, locatarii care stau pe un gras, sunt 4-5 case acolo, mai chiar una dintre fete m-a întrebat astăzi, doamnă, cum să fac, ce să... Stai că nu mai putem ieși cu mașinile. S-au pus niște pietri mari și pur și simplu